dimineața. Știm că este mai departe ca în plața decât toate hotărârile din centru. Știm că este foarte greu când vremea este capricioasă și oamenii se mișcă mai încet și aglomerația este mai mare. Dar știm și că o să se umple sala în următoarele 10-15 minute și nu vrem să întârziem tot programul zilei. Așa că ne ținem de program, cu mică întârziere, am zis să pornim. Bine ați venit! Mă bucur să vă văd alături de noi. Vorbim astăzi despre marketing, despre ce se întâmplă în acest domeniu. În sală sunt oameni din marketing, director de marketing, brand manager, account. Avem și câțiva blogger, nu sunt foarte mulți, sunt cei care sunt strict pe domeniu. Și avem și câteva agenții, foarte puține, iar nu sunt foarte multe, cei mai mulți sunt specialiști în marketing. Și cei care vor veni, bineînțeles. După cum bine știți, în ultimii ani, deși industria a început să-și revină, deși entuziasmul și încrederea oamenilor din acest domeniu a început să crească, din nefericire, la nivel de director de marketing, se întâmplă o serie de schimbări mai mult decât mari și importante. Peste 40% dintre directorii de marketing se schimbă de la una la alta. Este o schimbare foarte mare. Este o schimbare care influențează mai mult decât ne putem închipui la prima vedere activitatea din piață. Nu e că se schimbă doar directorul de marketing. Asta este foarte important. Ceea ce contează și ceea ce se vede este că omul nou care vine vrea să vină pe echipa lui, vrea să lucreze cu agenția lui și schimbă tot. Și trist, noi ca jurnaliști vedem și putem să analizăm, să ne dăm seama, dacă înainte a fost un om bun care a construit, a făcut campanii, a făcut branding, a făcut promovări foarte frumoase, noul director care vine, de cele mai multe ori, consideră că ce s-a făcut nu e bine. Cred că ați întâlnit în activitate exact ce spun eu, cred că sunteți de acord. Sunt și o serie de oameni, directori de marketing profesioniști, care înțeleg ce s-a construit și care nu strică tot, care nu dărâmă tot efortul de dinainte. Dar, de regulă, cei care vin vor să vină cu echipele lor și cu agențiile lor. Iar ceea ce este cel mai greu de rezolvat, din punctul meu de vedere, în acest domeniu acum, este că cei mai mulți directori de marketing care vin pe poziții de marketing sunt junior, sunt oameni fără experiență. Și nu o spun că dacă n-ai experiență nu ești bun. Poți să fii un om de marketing bun, ai intrat în domeniu, care vrei să înveți, care ai ști, ai citit, ai văzut alte campanii, care vrei să lucrezi cu echipă și asculți recomandările și sfaturile și iei deciziile tale, că nu trebuie să iei deciziile altora. Dar, din păcate, sunt foarte mulți noi care nu învață, care consideră că ei știu mai bine și se luptă cu toată lumea, iar rezultatele o demonstrează. Sunt ani de zile de când lucrăm pe acest domeniu, sunt ani de zile de când analizăm foarte mult marketingul și brandingul. Personal, sunt foarte atentă la acest domeniu și de aceea pot să spun că asta este realitatea, am analizat-o și nu este cea mai bună din ultimii ani. Sperăm să vedem o revigorare, să spunem așa, a profesioniștilor în acest domeniu și ne dorim foarte mult să vedem campanii interesante. Așa cum o spun la toate evenimentele, căutăm oameni curajoși, căutăm oameni care vor să construiască, oameni care vor să facă ceva. Nu doar oameni care își dau părerea, nu ne interesează oamenii care vor doar să strice, să arate că ei știu mai bine. Arată că știu mai bine cu rezultate. De aceea, întotdeauna, când căutăm invitați pentru evenimentele noastre, nu pornim de la premisa că luăm cei mai cunoscuți directori de marketing. Pentru că ei au, într-adevăr, cele mai mari bugete pentru mine, așa? Dar nu neapărat au rezultatele cele mai bune și, cu siguranță, nu au cele mai bune campanii. Deci nu contează bugetul, contează omul. Și așa cum am spus întotdeauna, omul simțește locul și este important să nu uiți, să-și faci treaba bine, să te gândești la rezultate, indiferent de câte multe orgolii sunt în jur sau câte multe orgolii ai tu. Marketingul este o industrie magică care cucerește și atrage foarte mulți profesioniști, dar în care se vede foarte ușor
ce știi să faci și ce fel de om ești. De aceea sunt foarte încântată și am adus în fața voastră astăzi o serie de specialiști, oameni de marketing, oameni de comunicare, creativi, oameni din agenții, care știu să vorbească pentru brand, care știu să facă campanii, care știu marketing. Aș vrea să vă invit să fiți activi, să puneți întrebări, să nu așteptați să vorbiți cu invitații noștri doar la pauză. Este important, fiecare invitat vine aici și pregătește, face o prezentare, să primească întrebări, știți? Și am să vă rog să fiți curajoși și să vă treziți. Și dacă aveți orice fel de idei, orice fel de întrebări, dacă doriți anumite lămuriri, cu mare drag suntem aici să vă răspundem. Sunt Marta Ușurelu, sunt redactorul șef de la revista Biz. Astăzi subiectul zilei este marketingul. Tot ce înseamnă marketing, cum putem să facem marketing mai bun. Și pentru că ne-am dorit să vorbim un pic diferit, să spunem, să începem sesiunea nu cu un om de marketing, l-am ales pe Răzvan Tăpănescu și am să vă rog să ne întâmpinăm în aplauze. Bine ai venit, Răzvan! Răzvan este în industrie de câți ani? 19. Trebuie acum să spunem de la 5 ani, vreau să părești noi mai tine. Și lucrează cu departamentul de marketing foarte strâns, nu? Da. Foarte. M-au auzit și fără microfon? Da. M-ar ajuta fantastic. De obicei gesticulez foarte mult și s-ar putea să... Dacă nu se aude, vă rog să mă anunțați și da, în toți anii ăștia lucrez foarte strâns cu departamentul de marketing și am un respect imens pentru oameni de marketing și această știință. De aceea sunt foarte vehement și o să vedeți de ce oamenii au impresia că eu sunt de partea cealaltă. Deci sunt foarte vehement când cineva încearcă să deraieze și știința asta și oamenii de acolo. Eu cred că sunteți toți cei care ați ajuns într-o poziție de genul ăsta și foarte deștept și foarte bine pregătit și sunt stupefiat când deciziile le ia un bodyguard pe liceul la seral care și-a găsit timp să răspundă într-un focus bun. Și anulează tot ce ați făcut voi până atunci și ați învățat, cât și partenerii care ați ales pe parte. Aș vrea să începem cu un filmuleț scurt, pentru că o să auziți tot felul de lucruri de genul ăsta fără perdea pe care vreau să le spun și ăsta mă ajută așa de încălzire. Să vă zic de ce vine. I'm offended every day, for example, the British newspapers every day offend me with their laziness, their nastiness, their inaccuracy. But I'm not going to expect someone to stop that happening. I should just simply speak out about it. You know, sometimes when people are offended, they want some it to just come in and say, right, stop that, to whoever is offending them. And of course, as a former chairman of the BBC once said, that there are some people one would wish to offend. And I think there's truth in that too. So the idea that you have to be protected from any kind of uncomfortable emotion is one I absolutely do not subscribe to. As a fellow that I helped write to books about psychology and psychiatry, he was a renowned psychiatrist, a man called Robin Skinner, said something very interesting to me. He said, if people can't control their own emotions, then they have to start trying to control other people's behavior. And when you're around super sensitive people, you cannot relax, be spontaneous, because you've no idea what's going to upset them next. And that's why I've been warned recently, don't go to most university campuses, because the political correctness has been taken from being a good idea, which is let's not be mean, particularly to people who are not able to look after themselves very well. That's a good idea, to the point where any kind of criticism of any individual or group can be labeled cruel. And the whole point about humor, the whole point about comedy, and believe you me, I've thought about this, is that all comedy is critical. Even if you make a very inclusive joke, like, how did you make God laugh? Answer, telling your plans. Now, that's about the human condition. It's not excluding anyone. It's saying we all have all these plans, but probably won't come. And isn't it funny how we still believe they're going to happen? So that's a very inclusive joke. It's still critical. All human is critical. If you start saying, oh, we mustn't criticize or offend them, then humor's gone. With humor, there's a sense of proportion. And then, as far as I'm concerned, you're living in 1984. Mulțumesc.
Peace, un titan în gândirea britanică până la urmă, a fondat Monty Python, unul dintre membrii fondatori. Monty Python în anii 70-80 era Divertis în versiunea originală, dacă vreți. Un grup de literați, dar și de gânditori, care s-au gândit să facă cel mai mare grup satiric și să atace orice. Puteți să vedeți The Meaning of Life, unul dintre filmele pe care le-au făcut ei, în care atacă orice fel de lucru de pe lume, dar cu același spirit în care spune. Critic în sensul de a ne ajuta în progres. Asta e un filmuleț foarte recent în care vorbește politically correctness și de 1984, că s-ar putea să ajungem să trăim acea vreme în care atât ne ferim să mai spunem lucrurilor pe nume, încât nu să mai spunem nimic. De aceea, și mă face bine, că noi în agenție încă mai avem șansa nebunului de la curte. Să fim priviți așa, dar să putem spune și să scăpăm teoretic de capitați, cel puțin nu public, dar să apucăm să vă spunem niște lucruri pe bun. Și ăsta este rolul meu aici, să vă spun cât prețuiesc, să vă am ca și partener dincolo, dar nici măcar n-a trebuit să spun dincolo, să vă am ca și partener în același mare ansamblu, dacă vreți, industria marketingului, și că într-adevăr it takes two to tango. Uitați, în romgleza, din păcate, este, dacă vreți, limba universală. Cred că așa se va discuta. Pe regiune, așa, o să fie engleză cu ceva local. Și asta o să fie limba mai, un fel de esperanto mai evoluat, dacă vreți. O să vă ajute să vă înțelegeți și cu targetul și cu parteneri. De aceea am cer scuze doar parțial. E limba universală și în Game of Thrones. E common language. It takes two to tango și asta zic. În momentul în care se întâmplă tango ăsta, în general, vă alegeți parteneri. Nu prea bine repartizați. Nu sunt vremuri în socialism sau în comunism în care cineva a căzut repartizat companiei dumneavoastră. Îl alegeți. Mi se pare foarte amuzant, dacă n-ar fi trist în același timp, că după ce alegeți genul ăla de partener, nu neapărat voi. Să presupunem că acolo undeva, că partenerii din sub eticheta departamentului de marketing, au ales respectivii parteneri și pe urmă challenge-iesc și sabotează orice acțiune ar fi trebuit să facă după ce l-a ales și ar fi trebuit să funcționeze căsătorie. Și asta se întâmplă parțial și fenomenului pe care l-a împărtășit Marta mai devreme. Oamenii încep să aibă mandate foarte scurte, să nu aibă încredere, nu știu cum s-a întâmplat asta, să nu mai aibă încredere în tot ce am învățat în atâta timp, în școli, training-uri, lucruri internaționale. Lucrând altfel de parteneri, că am avut șansa să lucrez cu companii, cu un client de Renault, spre exemplu, și în piciuri internaționale, să prezentăm și de la Paris și în Asia, să vindem campanii across the planet, oriunde. Lucruri venite aici, împreună în România. Și deci ar fi trebuit să consolideze genul ăsta de încredere. Și ulterior, când se schimbă într-un fel sau altul o rânduire, ajung să fie mandate de maxim un an, echipa se schimbe complet și să trăim un soi de paradox. Am numit, dacă vreți, paradoxul apei călui. Adică nici nu vrem să scuturăm barca, să facem ceva de la capăt, măcar să înțelegi de ce se vine prin alunecare, pentru că ai cumva o viziune. Și credeți-mă, orice decizie e mai bună decât nicio decizie. Deci, chiar și dacă e așa și nu îți justifică nimic să fii la aia. Foarte bine, ai o viziune, go for it. Dar nu se întâmplă nici asta, ci mai degrabă apă călie, cum vă spuneam, să nu scuturăm barca și să vă povestesc ce înseamnă killer marketer, cum mi-am permis să fac joaca asta de cuvinte. Dar în același timp, dacă se urmărește ceva care ar putea aduce încă ceva pe epoleți, o prostioare de orice fel, devine brusc proiectul de suflet. Pur și simplu pentru că după atâta apă călie ai șansa să strălucească cineva. Și asta o să ducă la ce se întâmplă și eu vă sfătuiesc să le ucideți cu acest kill. Apucături în marketing, care vă împiedică să vă făcut și mai frumoasă o carieră și mai bine treaba acolo și un brand dintr-un challenger lider de piață sau invers din locul la și altele, nu știu, la a patra pagină din ranking să intre într-un top. Genul ăsta de lucruri vă împiedică. Eu vă spun, am mare respect, am întâlnit astfel de oameni și mă sufocă să văd că se opresc până la urmă de un soi de prejudecăți sau de ezitări care, dacă ar fi fost nivelate, nu s-ar mai fi întâmplat lucrul ăsta. Ceea ce vă spun acum sunt lucruri împărtășite. Încă am avut șansa să lucrez, cum vă spuneam, și în echipă internațională și cu mulți oameni și aici, dincolo, să fi îmbrățișat și eu genul de cursuri de școli și în MBA și tot felul de lucruri. Le împărtășesc. Nu sunt predici. Nu vă luați ca și cum am venit să vă învăț eu niște lecții. S-ar putea să putem extrage niște lecții de aici, dar am venit să vă învăț niște lecții.
Cineva s-a și gândit să mă întrebe zilele trecute de unde tupeu omului de creație să vorbească despre mașini. Eu spun că dacă oamenii de creație cu care ajunge să lucrească nu au habar de marketing, de-abia atunci a luat o problemă. Repet, e ceea ce împărtășesc, cum s-a întâmplat. Țineți-le, nu e vorba de predici. Avem aceeași înțelegere pe care v-am propus-o mai devreme, respectiv că împreună s-ar putea să facem un tango frumos. Separat s-ar putea să iasă un dans contemporan de neînțeles și oamenii să plece de sau. Și să încep cu prima. Ce înseamnă să fim un killer marketing? Repet, se bazează pe fapte reale, în câte am văzut că s-au întâmplat și buna practică a născut lideri de piață, care au avut șansa să fac parte de echipă, cum a fost de-a lungul timpului și ce încerc să amendez acum, și nu s-a întâmplat cu alte ocazii, au împiedicat respectivele companii, branduri sau departamente de marketing să facă performanță. Și prima soluție pe care vă spun este Kill Kafka. Aia știi, Kafka e un soi de univers absolut dement și absurd, ca și în procesul sau în castel, nu știi ce ți se întâmplă, dar nu ai niciodată la final. E plin de meandre absurde în care se pierde la un moment dat esențial. Ca și exercițiul literar este minunat, ca și practică de marketing este absolut ucigător. Și eu propun să ucideți ucigătorul. Ucigătorul ideilor, în general. Pentru că ce se întâmplă nu este un clear feedback, nu este o decizie hotărâtă, ci de obicei sunt ezitante și confuzante. În schimb, cineva sau un timp se ajunge mulțumită, dacă vreți, sau mai degrabă din cauza, practicii alături de colegi și corporatist, ca stil, și ce spunea John Cleese mai devreme, încercarea de a fi politically correct. Și asta dă așa o împachetare senzațională, ca atunci când face cineva o glumă. Împachetăm fantastic, de fapt, cadrul undeva după circa 70 de straturi și, în general, nici ne-am mai apucat să ajungi până acolo. Dacă se întâmplă genul ăsta de lucru, de împachetare, că poate cineva și extrage acolo, dar nu a putut spune lucrurilor pentru, repet, orice decizie e mai bună decât nicio decizie. Împărtășiți-o corect, pentru că sunteți în ceași, desigur. Ar trebui să dați o direcție. În momentul în care aveți și un partener, și s-ar putea să aveți mai mult, nu doar o agenție, sunt diverse, sunt cele care vă pot furniza muniția. Luați o decizie, luați-o pe acolo, s-ar putea să nu fie autostradă din prima, dar cel puțin vă îndreptați spre nord. Deci, o problemă, faceți și autostrada sau nimeriți, dar vă îndreptați spre nord. Dacă o luați așa, cum vă spuneam, printre meandrele capiene ale fiecare zi și așteptați că cineva descurcă ințele, fie din respect, fie din teamă, că nu toți sunt neapărat vocali, așa cum sunt eu, sau alte agenții, să-și permită să pună lucrurile astea fără teama de a fi concediat. Nu vă așa. O să aveți, într-adevăr, niște cățeluși docili, în loc să aveți niște tigri care ar putea să cucerească restul lui pentru voi. Deci, sfatul meu, în general, orice veți avea de spus, salvează. Evident, nu trebuie să aveți în CC neapărat toate straturile din Europa sau, știu, alți oameni cu prejudecăți pe care s-ar putea să nu-i puteți educa neapărat nimic. Dar în discuții direct, făceți-vă timpul ăsta cu partenerii voștri, orice fel de agenție, spune lucruri pe bune ce aveți nevoie sau care e problemă. Și de acolo s-ar putea să găsească alte soluții. Că poate soluția la acea problemă nu e neapărat un eveniment sau un spot TV sau nu știu ce promoție. S-ar putea să fie altele și pe bune cele înjuiți. O să găsiți surprinzător de multe idei, dincolo de ce v-ați fi obișnuit că ați putea primi. Dar totul începe cu un clear feedback sau o decizie hotărâtă, nu ezită de ce. Nu aștept nimic. Kill focus groups. Please. Asta e propoziția mea. Ce vreau să spun? Research este o resursă absolut inestimabilă. Serios. Dar research-ul pe bune care poate să ne aducă rezultate. Și, în general, rezultate respectiv informații reale despre oamenii pe care vrem să-i cercetăm. Neapărat toată lumea tot timpul. Asta e treaba lui Google, a FBI-ului și altor structuri care reușesc să raporteze într-adevăr orice mișcare. Ce bine când reușim să obținem câte ori. Când într-un somn de informații și de acolo. Cu mijloacele noastre însă, ar trebui să știm că oamenii, într-adevăr, dezvăluie ce simt sau altfel, când nu se știu supravegheți. Iertați-mă. Avem nevoie fiecare cam de 3 ani la psiholog, singur într-o cameră, lungiți pe canapea sau așa, să apucăm să articulăm ceva. Vă imaginați că într-un focus grup, într-o după-amiază, omul ăla vă împărtășește repede și cu 12 la masă exact ce simte. Oamenii se duc în biserică și jură, sau cu mâna pe Biblie, și a doua zi te înșeală cu următorul sau cu următoarea. Doar pentru că v-a spus într-un focus grup că îi place mult verde și ați făcut toată comunicarea verde, vă garantez eu că nu se ține de jurământ și o să o cumpere acum pentru că a fost verde. S-ar putea să vrea altceva la unul. Da, vreau să-i cercetăm. Nu în focus grup. Ce se întâmplă, rare ori sunt exact oamenii pe care îi cauți, fiindcă nu își petrece nimeni după amiaza, nu o consideră atât de excitant, să vină după amiaza pentru 30-40 de ani sau cât sunt,
Și într-adevăr și sapele lăuntric să vă mărturisească tot și să-i pese într-atât de brandul ăla. Nu e treaba lui. Făcut în careless, iertați-mă. Asta e. Nu îl interesează. Spune niște lucruri ce crede el că ar fi bine să spun. Am văzut în perioada trecută când Bergdorf era despre complicitate masculină. Și era lider de piață. Și am văzut focus grupurile. Erau ucise toate execuțiile. Vai, dar cum să spui aici? Vai, dar cum se comporți așa față de partenera ta de viață, față de Sulie? Nu era nimic. Chiar grobian, dar da, era o complicitate masculină, cum am spus. Ucideau tot. După care și afară și mureau tare și dădeau high five. Frate, ai văzut, ai nebunice, Caterinca, cum aș vedea. Aia era adevărat, focus grupul a ucis parte din execuții și de fapt aia era ce simțeam. Ce facem cu ele? Discutăm. E marketing. Nu sunt lecțiile neapărat, cum vă spun, de educație cum se face. Și câtă vreme nu discutăm de grobianism, de homofobie, de altfel de lucruri care într-adevăr trebuie înfierate. Și astea vor fi fost până când ajunge în orice fel de cercetare oricum. Că vin în fața voastră o formă de scripturi sau de idei. Nu vă lăsați păcăliți de ipocrizia genului de om. Cu atât mai mult în zona asta de lume, unde oamenii se simt datori să aibă o părere. Se simt datori. Pentru că altfel celălalt dintre ei o să creadă că e prost. Că el e mai molâu, că el nu are niște, nu știu ce, înăuntru și nu le poate demonstra. Și atunci va căuta o părere, chiar dacă nu simt. În aia, se va lega de orice. De nu s-a pus accentul, de a făcut o glumiță nu știu cum. Ce încerc să vă spun pe scurt acum, e că rezultatele cu siguranță sunt transfigurate față de adevăr. Da, pot exista accidente fericite, ăla e un accident, nu o să vă dea o predictibilitate sau pentru că ați făcut așa o să iasă. Un alt exemplu e cerbul Cornel de la Ciucaș. N-ar fi trebuit să existe. Din nou, focus grupul, un cerb care vorbește și mai și cântă în momentul ăla. Nu e neapărat campania preparată, încerc să vă spun ce au văzut oamenii cu research. Slavă Domnului, perioada aia pe vremea când lucram pentru o companie de telecom, nu făcea din ăsta de research și e lider în România, că sunt ăla și fac aceeași. Prin rădău, nu au obicei ăsta, de-aia probabil ne uităm și fac business mai bun. Sau cu tot toate. Apple, nu s-a niciodată. Steve Jobs a nebunit când a zis că pe John Ive, cel mai bun designer de la vremea, l-au pus să testeze niște modele și a fost perioada cea mai multă din istoria Apple. Nu știu, le știți. Noi le-am avut, că tot lucrăm pe Apple, avem un muzeu. De atâția ani sunt lucruri ratate, le-au avut și. Pentru că au încercat să afle cel mai mic numitor comun. Problema cu cel mai mic numitor comun, cu acel numitor, trebuie să fie mic ca să poată să fie bun pentru orice. E că e mic. Dacă vreți să vă reducă la întreaga cel mai mic numitor comun, o să ajungem la nevoi bazice. Asta e problema. De bază. Nu o să aflați ăla comun care inspiră pe toți în felul ăsta. Deci, concluzia ar fi să folosim research-ul, dar mult mai smart. Altfel, diferit, oamenii ar fi bine să nu se simtă neapărat cercetați atunci, pentru că vă dau răspunsuri ce nu folosesc cu adevărat. Se pot întâmpla doar accidente fericite. Apropo, evident că puteți afla, dar trebuie să fie consultativ și dacă se întâmplă asta. Știu, sunt lucruri în companii mai mari decât noi. Sunt companii care au investit în companii de research, drept urmare, fiind împreună și a investit și sunt stakeholder acolo, nu o să le poată ucide peste noapte. Ok. Însă, odată ca procedură pot fi alese altele, a doua să fie consultativ. Și dacă aflați cum au fost cazurile, cum vă spun, au fost făcute împotriva concluziei acelui focus group, au aflat ok ce vor, au încercat să nu alieneze anumite lucruri și să le pune și au mers mai departe. E bine să fie consultativ, nu obligatoriu. Prea des se întâmplă ca ce s-a pomenit acolo să devine replică în script. Pentru că cineva așa a scos un pasteu la masă și avem impresia că pentru simplu că pe ăla l-am prins în cameră, acum restul țării o să gândească la fel. Pentru că se întâmplă să vină același demograf. Nu vă lăsați păcăliți atât de ușor de asta. Kill purchasing. Buy the kill. E altă problemă. Departamentul de marketing au, ca și partener mai nou, în componență oameni de purchase. Ok, we got it. După recesiune, totul trebuie să fie mai atent la bani. Pot să înțeleg asta. Dincolo de faptul că ar trebui să există un fel de încălzire mai întâi, pentru că e un produs diferit. Ideile nu pot fi cumpărate ca și cartofi. Și din păcate se întâmplă foarte des lucrul ăsta. Oricâtă negociere face și se întâmplă, poate n-ați fost în aceeași cameră de câțiva ani, într-adevăr, mai pierd și părul rămas pe tema asta, pentru că discutăm de cum să optimizez tot felul de lucruri. Iertați-vă, dacă aș avea rețeta de produs idei într-o unitate de timp, v-aș fi trimis prin Skype din de undeva din Maldive. Acum aș ocupam pe Marta așa la telefon. Poate nu mai suntem aici, oricare dintre noi de azi. Nu este genul de rețetă. După mine, slavă Domnului, că asta o să dea niște rezultate surprinzătoare în sensul cel mai bun. Ca aventură a intelectului uman, ca spirit. Nu este predictibilitatea asta. Altfel, omul cel mai puternic sau probabil industria cea mai puternică by now ar scoate, probabil Google sau Facebook, ar scoate o aplicație de genul ăsta și s-a rezolvat. Cine că vreți să și voi la fel de știți, că după aia ați fi absorbit, că nu spune nimic, mai plătim
agenții, ne luăm aplicația respectivă, se produc ideile și am optimizat la maxim costurile. Oricine introduce acolo. Dați-mi curte la ele. Deptunare, dacă nu se produc prețul cartofi, la fel de simplu și cu așa întreține, nu le mai cumpărați la kilogram prețul cartofi. Sunt altfel de lucruri. E un produs intelectual. E un produs, într-adevăr. Dar unul intelectual și unul foarte sensibil. E atât de delicat, ia foarte multă lucruri. Nu știți prin ce trei de patentele de creație se ajungă să producă. Și vă rog să vă raportați la cazurile bune. Hai să ne gândim, fiecare are o cazuistică. Voi, ca și companii sau majoritatea patentelor de marketing, cu agenții care au reușit să se ridice sau nu la înălțimea celor așteptări, și invers, din partea agenților către oameni de marketing care au reușit să ucide sau să nu poată recunoaște o idee bună. Drept urmare, de dragul conversației, să ne gândim la cazurile bune, atunci când lucrurile merg și sunt mișto. Știți bine cât de important este delicat, dar ideea aia face diferență și poate să dubleze o cotă de piață. Poate să scoată, cum zic, un brand de pe poziția sau un non-brand și să creeze ca brand. Poate să tripleze vânzări, poate să facă lucruri înalte. Și nu înseamnă decât acest lucru foarte delicat. Un gând al unor oameni într-o încăpere sau al unui om. E cum o să fie asta cumpărat la kilogram? Și o să vreau 50 de idei din astea pe lună. A, și încă un lucru iarăși împărtășit foarte simplu și îmi și imaginez că o să am o echipă dedicată, vom fi 1000 de euro toată echipa dedicată și asta e și mă rog să livrați câte o idee pe zi de genul ăsta și cu chestia. Și chiar cineva se păcălește, ca să nu ne păcălim decât între noi, vă pot spune de acum că nu funcționează, că vor fi. Adică oamenii ăia, cu tot cu taxe, vor putea avea genul de salariu și sunt dedicați zi și noapte unui brand mare și vor și produce ideile geniale așa și ei trăiesc în general cu 300 de euro, bani de buzunar, tot asta. Și ok, trebuie să fac, nu trebuie să fiți agenție. Vă facă foarte multă lucruri agenție, nu chiar orice. Foarte multă. Chiar și miracol. Foarte des fac miracole. Folosiți-le. Doar respectați gestul de proces. Dacă știm că o să cumpărați, la fel cum nu vă duceți cu siguranță la Hermes sau în altă parte, să cumpărați în același fel cu care vă duceți în piață la Moghiro să luați niște multe. Dacă acolo avem o diferențiere, vă rog să aplicați și aici. Vă dă șansa să cumpărați mai des Hermes tip de calitate versus morcov. Vă duceți ca pentru morcov, aia o să aveți. Kill retroplay. Un alt de apichile mari. Toată lumea o face. Nu mă înțelegeți greșit. Nu înseamnă neapărat ca procedură. Dar o să vă rog să vă gândiți un pic atunci când se întâmplă. Pentru că felul în care se întâmplă la noi, e, am nevoie de asta, etichetele se produc în Ungaria sau undeva, mă rog, drept urmare, ele trebuie să fie pe raft în, să zicem, septembrie 2017. Ei, au nevoie de 6 luni, după care transportul are nevoie de 3 exclus să se taie de acolo, după care stârciul are nevoie de 5, drept urmare aveți 17 ore să faceți creație. Mi se pare maxim că exact lucrul cel mai important, ăla pe care știi că o să-l punem pe toate rafturile, o să fie peste tot, pentru care se dau în cap cu soluții de producție, pentru că avem cel mai puțin timp. Deci ăla va cumpăra cel mai puțin. Trebuie să fie fix invers. Înainte să vedem cum le producem, hai să vedem ce dracu vrei să producem. Că s-ar putea să vreți altceva. S-ar putea și apropo, e un pic amuzant, apropo de, și de gluma spusă de John Chris mai devreme, cum îl faci pe Dumnezeu să râdă, împărtășește-i planurile tale. Cine vă spune că în 2017 o să fie etichetele alea pe raft? Că le punem noi într-o foaie. S-ar putea să fie război civil. Aia și pățit asta amuzat. Am pus-o ca o glumă. Dar în momentul a fost un război civil în Argentina și ce spunea că o să filmeze acolo, nu s-a mai întâmplat niciun filmare în retroplenicul ăla din 2017. Nu știu niciodată. Sau s-ar putea să fie un lucru de bine, nu știu. Dar descoperă petrolul în zona aia și nu vor să mai producă în Vietnam, cum se crede, Nike ieftin sau nu știu ce. Tot felul de lucruri sunt. Ne imaginăm că vor fi set in stone, cum zic așa, într-un viitor, ceea ce se încăpățânează să ne demonstreze în ultima vreme că nu e atât de sigur cum ne imaginăm noi. Șansa e să fii flexibil și să-ți imaginezi ce te duce și străbate viitorul, adică un lucru solid, o super idee pe care o gândim acum, de aia trebuie să-i acordăm ei mai mult timp și de aceea vă fac părtași. În lucrul ăsta nu e că lăsați agenția să vină. Nu. Sunteți parte din ea. Dacă să fiți parte din ea, trebuie să aveți timp postul. Altfel de aia se întâmplă. Aveți 17 ore. Le dați 9. Le dați 9 pisica aia bolnavă să facem un 17. Că logică nu vreți să vă atingeți de ea. Mai pățit de asta. Când am încercat și cu un client și am refuzat efectiv să facem lucrul ăla. Evident s-a întors și a reconspirat după aia. Tot asta pentru că nu e ieșit. Nu? Sau, repet, vă rog să vă raportați la cazurile bune. Poate ați întâlnit, știu eu, și tot felul de creativ, doar arogant și cu nu multă materie în spate. Gândiți-vă la cazurile bune. Nu vă spunem gratuit să pună niște lucruri așa, din trufie, n-avem de chef să facem mai. Încercăm să fie lucrurile alea bune, care pe urmă ne calificăm împreună drept senzațional profesioniști, care pe urmă ne pun împreună în portofoliu o campanie remarcabilă despre care putem vorbi.
șansele să se întâmple lucrul ăsta și o întreagă teorie de cum se pot produce idei, e să acordăm acel timp. Și așa suntem în unități de timp ridicule în partea asta, domnule. Crucem pe bandă, din cauza că trebuie să fim reactivi, societatea energetică, sunt foarte multe lucruri. Față de o țară ce nu se întâmplă să fie într-o piață emergentă și a apucat să-și aseze niște mecanisme. Noi trebuie să lucrăm cu toate. Și din cauza asta, și așa timpul e ridicol de scurt. Și de-aia nu vă spun, mamă, un termen generos și o să avem și noi pentru campanii 6 luni, cum se întâmplă în niște țări. Bă, nu e regula neapărat. Și acolo se întâmplă să reacționăm mai rapid, nu în halul care nu se întâmplă nou. Nu încerc decât să vă spun să găsiți unul optim, să înceapă invers. Întâi șansa, cât putem să o acordăm, pentru întâi a produce, a crea ideea și după aia cum se produce. Luând-o invers cu retroplanning-ul ăsta, ajungem la rezultate cel puțin amuzante. Bine că au toți timp liniștit și research-ul timpul său și transportul și oricine produce și fix pentru a crea chestia cu care vrei să te lauzi lumii, îți mai rămân 17 secunde dacă aveți timp să o faceți până plecând de aici. Okay. Kill fear. Asta e principalul. Cum mai folosești cu colegii în advertising? Nu mai sunteți civili dacă ați intrat în marketing. Sunteți într-un soi regim, îmi place, spuneați, e un regimentare într-un fel fascinant de a gândi. Și comunicarea aia foarte deșteaptă o să o pun împreună și ca marketing, pentru că înseamnă a pune, a mișca niște produse, servicii, dacă vreți, către niște oameni. De fapt, în ce trebuie să ajungem noi specialiști dincolo de piețe, sunt tot oameni. Acele piețe, în momentul în care scoatem oameni, nu se mai întâmplă nimic. Nu se prinde niciun raport de pe Wall Street. Până vin extraterestri care vor fi tot niște ființe, dacă doriți. Diferit. Lucrurile, pur și simplu, sunt însuplețite sau nu, sau capăt o valoare de adevăr, dacă au oameni. Știind că au oameni, în asta trebuie să devenim specialiști. Oamenii lucrează cu frică sau, dacă vreți, cu însuplețire, curaj, cu motivație. Și crezi că o să-i facă mai bine? Câte vreme nu suntem niciunii machiavelic de genul ăsta să-i convinge autofir, doar în comunism mai reușeai și ați văzut până unde a reușit de a fapt și comunismul pe orice planetă. Dacă nu suntem în situația aia, frica nu ne rândă. Și în plus, frica ne-a vă pune la adăpost și în spatele, ca și pe noi, dar ne-am obișnuit să ne asumăm genul ăsta de lucru și până acum, slavă Domnului, n-am fost concediat de câte ori am asumat responsabilitatea pentru niște lucruri. Dacă avem puterea propriilor convingeri și banii, trebuie să o facem și nu vă cer, nu o să fie nimeni prea curând, sau puteți califica ideea, să aveți genul de idee care s-ar putea să ducă în faliment. Nu suntem, nu discut de acele situații, că oricum sunt atâtea straturi și borduri până să arange la genul de idee, puteți să liniștiți. Dar până acolo, gestul de curaj de a trece la părerile mediane, cum spuneam, la cel mai mic numitor comun, făcute cele câteva doamne care și-au găsit timp în acea după amiază, să discute despre fotbal și ce limba din gaș cu liceul la seral, vă dați seama că am ce rezultat și trebuie să mă împăcați că nu trebuie să mă împăcați. Chiar nu trebuie. Încă o să ajungă, o să spun, în zonă mediană. Dar poate e vorba de mediocritatea comunicării sau a serviciilor de marketing atunci, care nu vă adăpostește. Dacă se întâmplă ceva rău, cum am zis, și kids de fan, nu vă protejează. Eu am fost corect sau ok. Nici nu se va uita pe cât de ok a fost și nici măcar pe hârtiile alea cu care ne imaginăm că ne vom fi protejat fundul. O să se întâmple, dacă se întâmplă aia, out imediat. Singurul lucru, o să vadă o decizie hotărâtă și cu niște rezultate palpabile în vreun fel sau altul. Asta da, o să vă pună și sunt convins că nu se uită atunci lumea la procedură. O să vadă lucrurile alea, da. Procedura de mine, cum ar și trebui să fie. Rezultatul va fi. Procedura va fi adiată. Again, pentru că eu cred, într-adevăr, că am întâlnit cel mai des până acum oameni foarte deștepți. Ce mă sufocă e că nu lasă să-și manifeste genul ăsta. De aceea cred că ce e nevoie, vreo ofere expreselor, da. Nu se referă doar la necesitatea celor peri de testicule de care vorbim, ci de astea sunt, dacă vreți, metaforice. Adică acel curaj de a avea o decizie și de a îmbrățișa-o, de a-i pune mai departe, versus a ne ascunde după orice altfel de proceduri decât asta. Mulțumesc frumos! Felicitări și mulțumesc frumos pentru prezentare. Vă rog, dacă aveți întrebări, să îndrăzniți. Ce ai constatat tu că lipsește, sau, nu știu, că într-un fel caracterizează directorii de marketing când trebuie să ia decizii? Frica? Da. Este principalul? Da, eu să-i spun pe scurt, frica e un cuvânt scurt. El e un cumul de precauție, dar, again, ajungem la acel political correctness. Găsim cuvinte care se denumească diferit. Un lucru de altfel foarte clar. E o frică. Este o frică de ce crede colegul, ce crede superiorul, ceea cineva. În loc să fie un soi de decizie, iertați-mă, și eu când iau o decizie la un moment dat să vin cu o anume idee care s-ar putea să comporte asperități,
sau când vă împărtășiți voi, să vorbesc mai degrabă liber decât să fiți stat să lustruiesc și să vedem dacă mai are vreun minim cuvântul. Fiecare dintre noi asumă un soi de poziție în momentul în care se la o masă trebuie să iau decizii. Culmea, pentru că asta e meseria, iertați-mă, nu ați ales oalda în care să fiți una dintre cele 17 țesători la o mașină sau cel, nu știu câți de alți consopiști sau de lucrători în altceva. Există genul de meserii minunate. Fac societatea să meargă mai departe. Ați ales să fiți marketing, să luați decizii. În momentul în care ești luat, ești în poziția de a lua decizii, cum e și general. N-are cum să fie, haideți să ne batem la discotecă, dar dacă poate să o facă cineva, că voi sunteți în poziția. Deci sunteți obligatori în poziția de a lua decizii, ca dovadă, vine la pachet. Frica sau uciderea ei, sau curajul de a face niște lucruri, vine la pachet cu genul ăsta de poziție. Altfel trebuie să vă reorientați. Nu era aia poziția de acolo, e probabil în altă poziție. Și se pare de-a lungul experienței tale că nu știu, le este mai frică celor tineri sau celor de vârstă? N-aș trage o concluzie. Am întâlnit ambele feluri. Nu cred că... E cine de caracter, nu de vârstă. Femei bărbați? De asemenea, nu neapărat. Serios, e... Slavă Domnului, în România chiar e un soi de gender equality în asta. Nu în toate aspectele sunt astea alte discuții. Că încă, eu cred că sunt multe lucruri de făcut pentru recunoașterea femeii. Sunt un super feminist, cred că puterea, mentalitatea femei deșteptă și senzațională. Cred că eu sunt foarte convins și cred că încă România, orice am crede, nu face suficient, nu are recunoașterea asta pentru doamne. Și partea toate bine. Da, eu am 4 grup creative director, toate sunt doamne, toate sunt fete și sunt senzaționale. Așa s-a întâmplat, nu am ales să fie într-un fel sau altul sau să încerc eu să balansez inegalitatea din România, punând eu mai multe femei în poziții de conducere sau altceva. Nu, pur și simplu s-au calificat și profesioniști, sunt gender blind, nu contează ce știu să fac. Din punctul ăsta de vedere, nu. E vorba doar de caracter, de oameni care au avut curajul și am povești de ambele sexe sau de toate vârstele datorite. Ce am tras ca și concluzie și de-aia vin humble, de altfel, în fața asta. Repet, nu e dintr-o fie ce încerc să vă spun, ci vreau să vă împărtășesc ce a funcționat mai bine în anii ăștia pe care am avut șansa să-i trăiesc în industrie. Că de câte ori au avut acest curaj, spre exemplu, în plină recesiune, două branduri de mașini, nu o să le povestesc acum, dar le deserveam pe amândouă fiind în același grup. Unul dintre ele mega precaut, ba mai mult din partea asta, iertați-mă, dar din partea aceea mi-a venit cu trufie, îmi spune, bai, când vine bărbierul cu o lamă ascuțită, e bine să nu te miști, așa a folosit, pentru expresia cu recesiune. Care nu evident că a replicat, că s-ar putea să fie bărbierul nebun și să-i taie gâtul, ar fi bine să se miște dacă se plece și eventual să-și fugă dracului din scaun, să ducă în altă. Nu, s-a îndrăgostit de metaforă, n-a vrut să facă nimic, celălalt brand de mașini a vrut să facă. Drept urmare, primul brand de mașini a scăzut cu 2 digiți, adică nu cu minus 7, 9, ci cu 12, 13, a zis până la 20 și mai mult violent, și celălalt și-a dublat cota de piață. În aceeași situație, pe decizia de a face ceva și ceva dincolo de obișnuit, tocmai că era momentul, în recesiune ți se scuză orice. Dacă ești în propastie, eu cred că faci dracului ceva, încerci să te prinzi de o cracă de ceva, nu stai drept ca să te duci și mai repede în jos. Nu cred că asta e soluția. În orice am dau, și dacă metaforic și profesional vorbim. Și s-a dovedit că am dreptate. Și a crescut de acolo. Până la fel, altă poveste cu un brand de snack-uri. Am fost cu ceva vreme, antreprenor, din Ploiești, pe care l-am îmbrățișat. Făcea bine. Ca să vedeți că funcționează genul ăsta de curaj. Nu când este neapărat o situație disperată. Când mi se pare că trebuie să fie evident că trebuie să faci ceva. Culmea e, și am întâlnit, mi se pare că nu este evident. Deci nu e situație disperată. Eu vă spun că asta vă ajută și când faceți bine, spre foarte bine. Și acel brand făcea foarte bine. Vindea spre 1.000.000 de punci pe zi, mă rog, aproape, nu chiar erau sute de mii, în fiecare zi de an bun. Deci putea să stea liniștit doar să colecteze bani și să se gândească unde ce insulă și ea când se retrage. Făcea foarte bine, dar simțea că e într-un platou. Nu era nici fericit neapărat că oamenii consideră un brand cool, deși ar pune ambalajele la casă sau altfel de lucruri, dar produsul în sine era foarte ok. Era și singur acceptat în școli în perioada aia. Și a venit la agenție de comunicare, s-a sfătuit atunci cu cineva și am ajuns noi să fim recomandați. În fine, Ascanati li s-a părut cumva că avem un discurs cool. Aici ne-a ajutat pe noi curajul, am avut curaj să punem niște lucruri pe în față. Vedem că ambalajele acelea sunt genibile și mă întâmplă de lucruri. Și a zis, bine, hai să vedem, dacă ați avut tu pe ăsta, ce ați face voi? Și am prezentat noi foarte diferit, am avut și o comunicare teribilă, mă rog, un curaj la vremea respectivă, pentru că el făcea foarte bine, fiindcă avea două targeturi asigurate, respectiv copii și bunici, care răspundeau doar la bănuții din buzunar, costa penibil de puțin lucrul ăla, și nu au neapărat influențați de comunicare, bazii non-existente și
tocmai când încerca să intre în Beisaj și nu reușea să ia targetul de cea mai mare perspectivă și cu banii de buzunar pentru că începeau să aibă respectiv adolescenți de aici încolo, pentru că nu considerau cool, nu ar fi fost pe lista lor ever ever cu genul ăla de lucruri și nu răspundeau la 50 de bănuți. Și în momentul în care am asumat că s-ar putea să antagonizăm un pic acel target, dar care erau acum captiv pentru că la 50 de bănuți oricum ar fi luat nimeni, nu e îndepărat și produsul era foarte valabil, repet, era foarte valabil. Citind acolo, nu avea euro, nu avea niciun fel de lucru. Și am avut ceva special pentru adolescenți, în stilul lor de a comunica. Mai departe de lucrul ăla, cu reclamații la CNA, ale unor mame responsabile, cum ați putut să faceți așa ceva, cu tot felul de lucruri, omul a asumat, a mers mai departe și ce să vezi, deși făcea foarte bine și făcea milioane la anual, s-a trezit că trebuie să-și dubleze capacitatea de producție. Că poate să ajungă la export, export acum în 8 țări. Că cinematografele din Suedia, al treilea produs, pe lângă Floricele și Nachos, sunt produsele lui. Și tot așa. Poate funcționa genul ăsta de curaj și a venit împreună, mândru totuși că am ajuns la un gând bun împreună, în față la CNA și aveam discuția asta cu Dan Grigore, foarte, în momentul ăsta, cu altfel de lucru. Nu cred că sunteți neapărat în fiecare zi în fața unor decizii atât de mari, să vă poate interzice cineva, că mai și tot, și totuși funcționează, cum v-am zis și am văzut-o, nu obligat în orice caz, funcționează când aveți genul ăsta de curaj și asumat, când e corect construită, dar măcar păstrăm proporțiile cu alte decizii de zi cu zi. Și au fost de ambele, de-aia vă dau exemplu. Și din corporație și antreprenori. Ce a făcut diferența întotdeauna? Au ucis frica, nu au mai stat la tăpuri. Întrebări? Ai fost clar? Hopefully. Nu sunt. Mulțumim foarte mult, Răzvan. Felicitări pentru prezentare. Felicitări pentru tot ce faci. Departe vorbim despre integrare, despre ce înseamnă tradițional, ce înseamnă digital. În continuare ne luptăm cu tradiționalul și digitalul și am să vă rog să întâlnim cu noi pe Stella Toderașcu. Bine ai venit, Stella! M-a inspirat foarte mult, Răzvan. Nu știu dacă să mă acum gândurile să vă prezintez la ce m-am venit aseară, dar m-a pus pe gânduri discuția despre departamentul de achiziții cu care ne luptăm și noi. Și pot să spun că suntem norocoși, că noi toți anii ăștia chiar am înțeles departamentele de creație din agenții și am avut parte de piciuri foarte bune, de idei foarte interesante și, într-adevăr, am câștigat mai mult atunci când am ales idei curajoase și chiar dacă nu am mers neapărat pe direcția globală, ci am dat un hint local unor campanii internaționale. Legat de targetul nostru și, apropo, sunt în companie de 12 ani, sunt director de marketing abia din decembrie, dar am avut noroc să lucrez cu toate targeturile din acest slide. Am început în marketing în Moldova, după care m-am ocupat de comunicarea cu clienții, fiind PR de advertising manager în România. Și în ultimii 4 ani am fost sales support manager și am comunicat cu forța noastră de vânzări, care este un target destul de mare. Avem peste 120.000 de reprezentanți, peste ei mai sunt încă liderii și directorii zonali de vânzări. Și acum am întors la comunicarea cu clienții, dar pot să vă spun că este atât de important să cunoști forța de vânzări și cum comunici cu ei, pentru că este o astfel de comunicare la fiecare 3 săptămâni, pentru că broșura noastră se schimbă la fiecare 3 săptămâni. Cum le comunici o lansare forței de vânzări și pe ce canale comunici cu clienții, astfel încât universul nostru fiind definit de milioane de femei, trebuie să încercăm să ne adresăm totuși unor microcomunități. Și atunci, chiar dacă mesajul general trebuie să ajungă la toți că avem o lansare nouă de produs, unui lider îi comunice în primul rând un program prin care să vândă mai mult, unui reprezentant poate un program de educație ca să învață, să învețe cum se recomandă produsul, iar clientul trebuie să vadă acele beneficii din produs, că e vorba de un spot TV sau de un engagement online, sau chiar de acțiune BTV în care poate să-l și testeze. Vreau să vă întreb pe voi, din toate aceste motivații, care este motivația voastră atunci când intrați într-o relație cu un brand? Și o să iau doar câteva răspunsuri din sală și apoi să continui. Andra? De ce cumperi un brand? În principiu am unele gânduri prestabilite pe care le folosesc în funcție de categoria de produs. Ok, și ce te face pe tine să cumperi brandul ăla? Mai identificări.
maximum și un domn? Cred că valul. Valul de domnul peste aici, dacă mai aveți în ea. Ok. Mersi. Privatizez cu brandul respectiv. Perfect. Nu am găsit la nimeni cuvântul utilitate. Este foarte bine. Deși și utilitatea este o motivație, adică cu toții ne cumpărăm o pantă de dinți pentru că trebuie să ne spălăm pe dinți. Sunt foarte plăcut surprinsă că am auzit cuvântul valoare. Și, adevăr, foarte mulți dintre noi, și mai ales noua generație, cumpără un brand dacă există și o cauză socială sau dacă se regăsește în valorile brandului respectiv. Atunci când m-am mutat la București, primul consumer research pe care l-am citit a fost în 2009 și la întrebarea de ce alegi brandul Avon sau de unde știi brandul Avon, foarte mulți au răspuns pentru că au campania împotriva cancerului la sămine, a zis pentru că au rujul mișto sau că au parfumul care miros foarte bine. Cred că este un avantaj competitiv al nostru, faptul că avem cele două campanii sociale, campania împotriva cancerului la sân și campania împotriva violenței domestice. Pe lângă tot ce oferim femeilor ca și valoare, adică independență financiară, că cei reprezentanții totuși au un ban în plus din această activitate, și faptul că femeile învață poate să se machieze prin anumite training-uri online sau că învață reprezentanții, există și această identificare cu valorile noastre sociale. Pe lângă asta, cu siguranță, există și faptul că mulți dintre reprezentanții noștri își hrănesc pasiunea, cu asta se simt foarte bine că sunt beauty advisor și că fac viața frumoasă celorlalte femei din jurul lor. Și partea de conectivitate cred că ne reprezintă cel mai bine. Există reprezentanți care au spus că până acum, până a devenit reprezentanții, nu știau neapărat să-și facă prieteni sau să comunice în public. Sau un director de vânzări care înainte lucra într-o bancă și nu știa neapărat să facă o prezentare sau să recruteze noi reprezentanți. Foarte mulți din forța noastră de vânzări s-au dezvoltat în cadrul companiei. Bun. Și acum să vedem, toate aceste motivații vin din niște nevoi, cu siguranță. Că e vorba de nevoia de ghidare, de dezvoltare personală sau de susținere în comunitate. Unde facem de lucrurile astea? Odată pe platforma noastră de content schimbălumea.ro, clar pe site, pe canalele noastre de social media, atât și în media tradițională, cât și în evenimente. Probabil că ați observat că în ultima vreme sunt o multitudine de evenimente atât de profil, dar cât și de evenimente sociale, la care tot mai mulți tineri participă. Cred că brandurile sunt neapărat interesate să fie acolo pentru a intra în contact direct cu consumatorul. Cum facem astea? Clar, ultima vreme, video a devenit cel mai important, lumea nu mai are răbdare să citească foarte mult text. Interacțiunea video este cea mai apreciată. Au apărut o serie de tool-uri, gen GIF-urile și cinemagrafurile. Toate aceste materiale le găsiți la noi, dar cu siguranță și în companiile noastre, atât pe mediul online cât și offline. Cum folosim fiecare canal? Angajații noștri sunt 50-50 femei și bărbați, să știți, chiar dacă suntem o companie de femei, inclusiv și în board suntem exact la egalitate. În schimb, reprezentanții și clienții sunt 80% femei și 20% bărbați, pentru că și pentru bărbați tot doamnele cumpără produsele și cred că nu e vorba doar de produse cosmetice, cred că în general femeia este personajul care decide ce se cumpără în casă, inclusiv la o mașină, cred că soțul vine și propune vreo 3 variante și totul se alege varianta finală. Pentru angajați, pe lângă mail-urile interne, folosim și evenimentele de recognition, tocmai pentru a premia proiectele cele mai bune. La reprezentanți, pe lângă canalele tradiționale, au și întâlnirile offline în zonele lor. Și la clienți folosim, pe lângă toate canalele și evenimentele la care suntem parteneri, gen Untold, TIF, Femei pe Mătăsar și multe alte evenimente unde adresăm targeturi diferite. Dacă la Untold ne adresăm millennials, la TIF este totuși un eveniment cultural și adresăm un alt target de vârstă și un alt target de educație. Și acum, legat de comunicarea digitală, cu siguranță v-am spus și la început tot ce înseamnă execuția
inovatoare ajută, atât și în digital, cât și în offline. Partea de video am început să o exploatăm acum câțiva ani, dar clar anul ăsta ne-am și gândit deja că poate e cazul deja să avem un om intern pentru acest lucru. Legat de social media activation, suntem prezenți pe toate canalele, mai puțin Snapchat, încă nu avem cont de Snapchat. Și legat de content, noi avem o bază de date destul de mare, de 1 milion de oameni. Sunt toți reprezentanții noștri de la început din 1997 și până acum. Și chiar dacă nu putem să extragem de acolo concluzii directe legate de clienți, prin comportamentul reprezentanților știm cumva să proiectăm cam ce și-ar dori clienții noștri și asta ne ajută foarte mult. Legat de segmentarea comunicării. Noi, la reprezentanți, chiar avem o segmentare internă, îi segmentăm în vreo 5 segmente, dar nu o să vă povestesc că este o chestie destul de detaliată de business, pentru că este și în funcție de vânzările lor și de timpul de activitate. Dar, în principiu, ne adresăm zone managerilor care sunt 70 la număr, sunt 70 de regiuni în țară, în regiuni geografice conduse de acești oameni. Am început de acum 3 ani să facem branding pentru sediile lor zonale. Pentru că ne-am dat seama că degeaba arătăm noi frumos la TV și în online, dacă atunci când reprezentant intră într-un sediu de asemenea, este un apartament undeva la parter, care nu are deloc branding, nu arată corespunzător, astfel încât acum avem deja jumătate din ei au sediile branduite și arată minunat. Și liderii au declarat că din momentul în care sediile au fost rebranduite, au început să recruteze mult mai mulți reprezentanți pentru că nu se mai duc să întâlnească cu ei la NEC sau în altă parte, dar îi aduc în sediu. Și deja pot să testeze produsele acolo, se simt confortabil și au un mediu branduit frumos. Pentru lider, clar, pe lângă toată comunicarea, organizăm training de dezvoltare, iar reprezentanții primesc o comunicare segmentată în funcție de segmentul în care se află și considerăm că reprezentanții sunt, în primul rând, brand loyalists, pentru că dacă ei nu ar promova mai departe lansările noastre, poate nu neapărat un client atunci când vede o reclamă TV o să meargă la reprezentant. Legat de storytelling. În trimestrul 4 anul trecut am lansat campania Schimbă lumea prin frumusețe, care este o campanie globală, dar este prima campanie care ne-a oferit flexibilitate locală. Noi am folosit reprezentanți și lideri ai noștri în această campanie, bazat pe un studiu, într-adevăr, nu neapărat focus group, dar a fost un studiu, unde am identificat că, de fapt, doamnele își doresc să aibă curaj, să aibă încredere în ele. Simt presiunile sociale, nu vor neapărat să facă ceva cu ele, dar vor să fie în centrul atenției. Și atunci am zis, de ce să nu ne folosim de oamenii noștri? Pentru că, da, noi folosim vedete în anumite lansări, dar reprezentanții sunt, de fapt, cei care reprezintă brandul nostru. A fost o campanie de mare succes, astfel încât am luat și premiul regional la nivel de Europa, Middle East and Africa. România a fost premiată pentru această campanie. Și acum o să vă arăt o campanie din 2012, că am vrut să facem o comparație între ce făceam înainte și cum comunicăm acum. În 2012 am lansat campania Even is the Like, care este o campanie curentă din digital. Este o campanie pornită din digital, dar totuși teasing-ul s-a făcut offline. Prin outdoor, am văzut-o pe adresa. Practic am utilizat BTL-ul pentru o campanie pornită din digital, după care am început comunicarea pe toate celelalte canale, finalizând prin 35 de evenimente în țară, în care consumatorii au putut să intre direct în contact cu noi. Și campania Schimbă lumea prin frumusețe, care a început în trimestrul 4-2015. Prin această campanie ne-am adresat tuturor celor 3 targeturi ale noastre. Am început cu angajații, cu un eveniment special pentru ei. Reprezentanții care, pe lângă campania de recrutare, au avut și programe de loialitate și acel wow factor a fost faptul că ei au fost personajele principale din această campanie. Domnișoara din imagine este Bianca Suciu, este un reprezentant al nostru din Gherla, care a ajuns să fie pe toate coperțile Avon din toată lumea, pentru că s-a făcut un shooting global la care au participat reprezentanți selectați și nu vă închipuiți cât de fericită este și cât de mulți laudă cu asta, astfel încât inclusiv ziarele locale au scris că o domnișoară frumoasă din orașul nostru a ajuns să fie în toată lumea. Și pentru clienți pe online,
cu login-ul, WeTransfer, pe lângă toate cele canale tradiționale. Și o să termin cu acest citat și vreau doar să vă povestesc un pic despre această Madame Clicquot, nu știu dacă o știe cineva. Este o doamnă din secolul XVIII, născută prin regiunea Champagne, din Franța. La 27 de ani a rămas văduvă, soțul ei avea un business de vinuri și ea totuși a fost suficient de curajoasă încât să continue acest business. La un moment dat nu prea mai mergea business-ul și a dat seama că totuși trebuie să facă etichete la sticlă și, practic, ea este printre primii descoperitori ai șampaniei. A primit o carte de la Dom Perignon, a încercat noua tehnologie și astfel a ajuns să exporte în mai multe țări și se pare că a și reușit. Vreau să-mi termin prezentarea prin a vă spune să nu vă fie frică, să vă asumați riscuri, să încercați și să fiți curajoși. Mulțumesc! Avem întrebări. Haideți, vreau să vă trebuiți, să îndrăzniți. Nu cred că e vorba de frică în sală. Deși cuvântul continuă să fie și în la prezentare, tot legat de frică. Într-adevăr, trebuie să ai curaj să faci o campanie și trebuie să nu te mai gândești, dar dacă nu o să iasă. Trebuie să îndrăznești să te gândești, dar dacă nu o să iasă. Nu? Că uite, ies. Aveți întrebări? Avem. O să primești un premiu. Vă știți că o să primiți premiu toți cei care puneți întrebări. Nu știu ce am văzut. Asta trebuie să încerc, că poate era mai multe. Pentru a vedea ce personalități să folosiți în cadrul companiei? Dacă vorbim de campania Schimbă Lumea prin Frumusețe, nu am făcut teste neapărat, am avut un research pentru a înțelege care sunt nevoile femeilor și am adresat acele nevoi prin comunicare. Legat de teste, principiul digital, la campania de recrutare facem de testing, asta cred că face toată lumea pentru landing page-uri să vedem care sunt mai atractive. În schimb, pentru campaniile de lansări de produs, nu facem neapărat cu un test înainte. Cu curaj înainte. Exact. Mulțumesc pentru întrebare. Mai sunt întrebări? Stella, ai avut o întrebare. Felicitări! Mulțumesc pentru prezentare. Continuăm sesiunea de astăzi cu Maria Dobre, manager dinamică comercială Carrefour. Maria va vorbi despre tehnologie și inovație în omnichannel marketing. Bine ai venit, Maria! Vă mulțumesc pentru aplauze! Bună dimineața sau bună ziua deja! Vă mulțumesc frumos pentru invitație și sunt onorată să mă afl aici. Nu aș vrea să o pe podium, că nu sunt bine să vă da, astăzi am ales să vorbesc despre tehnologie și inovație și vreau să o fac arătându-vă cum integrăm aceste lucruri în campaniile noastre promoționale. Și voi începe cu o scurtă punere în context. Carrefour în România are o prezență multiformată. Deja se știe acest lucru. Avem aproximativ, în curând, aproape 200 de magazine, din care unul este online, restul sunt offline. Iar dacă ne uităm la piața din România, vedem că este o lume a contrastelor, o lume dinamică, o lume în care în permanență există interesul pentru nou, pentru modern și pentru sofisticat. Și de aici tema prezentării mele de astăzi. Consumatorul român consumă din ce în ce mai mult digital și dacă ne uităm aici la niște date, observăm că timpul pe care îl petrece noi românii în medie pe internet pe zi, aproape că echivalează cu timpul uitându-ne la televizor. Și știm că pentru românii uitatul la televizor este un sport național. Astfel, tehnologia se pare că devine din ce în ce mai importantă în viața noastră de zi cu zi. Comportamentele oamenilor se schimbă, iar noi, retailerii, în cazul nostru, trebuie să reacționăm. Trebuie să avem o abordare holistică, să oferim experiențe omnichannel. Și mai mult decât atât, trebuie să avem un mesaj consistent pe toate canalele și să oferim cumpărătorului o experiență integrată. Strategia Carrefour se
ceea ce facem în magazine, pentru felul în care teatralizăm campaniile noastre, pentru animațiile pe care le facem, pentru afiliere cu diverse evenimente, flash mob-uri, prezentări de modă, sărbătorim românește Ziua Națională, facem plăcim și târguri kilometrice, tot felul de lucruri inedite, sărbătorim zile, sărbători internaționale, îl avem pe Cupidon sau vrăjitoare în magazin. Ne asociem cu vedete internaționale chiar pentru cauze nobile, pentru cauze caritabile. Ajutăm pe copii să aibă o săptămână altfel, diferită, sau ne amuzăm împreună cu clienții. Dar nu este suficient să facem acest lucru în orice context. Astfel am început să adăugăm lucruri noi în ceea ce facem în campaniile noastre promoționale și am început, pot să spun că am început de anul trecut, să adăugăm multă inovație și tehnologie nouă în ceea ce facem. Și am aici exemplul campaniei de anul trecut, aniversarea noastră de 14 ani, când ne-am luat buletinul și ne-am gândit că trebuie să schimbăm paradigma, trebuie să facem lucrurile puțin diferit ca să răspundem cerințelor consumatorilor. Ce am făcut inedit în această campanie, o campanie care a fost aplicată din offline, bineînțeles, că majoritatea campaniilor noastre, am reinventat cumpărăturile și am lansat o aplicație care s-a numit Smart Shopping. Această aplicație oferea clientului posibilitatea de a avea un traseu optim din magazin în funcție de lista sa de cumpărături, pe care și-o predefinea la intrarea în magazin. Mai mult decât atât, lucrul care a fost cel mai altfel făcut în această campanie a fost faptul că am avut promoții printr-un nou canal. Am folosit Beacon, o infrastructură de Beacon și practic am fost primul retailer din lume care am avut o campanie promoțională prin Beacon la nivel național. Bineînțeles, și alte lucruri, tot din sfera digital, am folosit Drop Connect de-a lungul anului, de când este cațină în România, noi zdrobim prețurile, omorâm prețurile în toate felurile. Ei bine, de data aceasta, clientul nostru a avut posibilitatea să facă acest lucru, a avut un Drop Connect și a ales instrumentele cu care vroia să omoare prețurile și putea să facă acest lucru. Am avut niște caricaturiști care au făcut caricaturi digitale și el și-a fost foarte bine și plăcut primind de clienții noștri. Inclusiv tombola, nelipsită noastră tombola aniversară, a avut o componentă digitală, înscrierea se facea prin SMS, dar și prin online. Practic am făcut lucrurile total diferite de cu această ocazie. Vorbeam despre aplicația Smart Shopping și despre faptul că oferam clientului posibilitatea de a avea un traseu optim din magazin. Nu pot spune că a fost cea mai grozavă idee, a fost o idee la care, de fapt, am renunțat după această campanie, dar nu am renunțat la un lucru, la a îndrăzni să facem promoții și altfel. Să facem promoții prin Beacon, clientul avea pe traseul său, dacă se întâlnea un Beacon, primea o informare despre promoțiile din zona respectivă. Este o manieră de a-i oferi clientului niște promoții în funcție de ceea ce îl interesează, de lista lui de cumpărături. Este o modalitate atractivă și oarecum interactivă de a arăta promoțiile. Vom continua să facem, să mergem pe acest canal, să dezvoltăm acest canal, pentru că am avut niște rezultate care ne-au cam uimit. Nu, am făcut o comparație între vânzările promoțiilor prin Beacon și vânzările promoțiilor din TV Radio. Știm cu toții. TV și tot ce punem în TV vinde foarte bine. Elasticități de peste 200%. Amplitudine de vânzări. Culmea, chiar și în promoțiile din Beacon, au fost câteva categorii care au avut elasticități foarte bune. Și asta ne-a dat curajul să continuăm. Schimbăm infrastructura de Beacon, pentru că cei de anul trecut nu erau chiar potriviți pentru un hipermarket și vom continua treptat să reluăm acest canal de comunicare care se pare că este în trend. Cel puțin așa spune trendhunter.com pentru 2016. S-a scris mult și s-a vorbit foarte mult despre
această promoție prin weekend de la Carrefour. A fost foarte bine preluată de mass media și am avut expunere masivă în zona de tehnologie. Și din acest motiv am integrat această aplicație care a fost separată, o integrăm în aplicația noastră My Carrefour, unde clientul are și alte beneficii, nu doar promoțiile, aceste promoții pe care le numim Smart, promoții prin weekend. Și spun acest lucru pentru că anul acesta am început să avem din ce în ce mai multe campanii prin care oferim vouchere online clienților pentru a-i aduce în mediul, pentru a aduce în magazin, în mediul offline. Și facem acest lucru nu doar prin aplicația noastră My Carrefour, ci și prin parteneriate cu alte aplicații. Am avut o campanie cu SafeDrive la începutul lui martie, o campanie prin care ne-am dorit să recompensăm mamele și femeile șoferițe, dar și prin partenerii lor, pentru că majoritatea targetului, de fapt, aceste aplicații sunt mai mult masculine. Și continuăm cu încă un lucru pe care îl consider inedit, nu știu dacă recunoașteți locul, locația. Da, este garată în loc. Avem în acest moment un display cu touchscreen, cu rețete unde ne prezentăm gama noastră, de universul nostru de ustensile de bucătărie. Clienții trecători, să le spunem, sau călătorii interesați, care sunt în așteptarea trenului, pot să răsfoiască niște rețete, dacă doresc pot să și le imprime, există acolo o imprimantă. Mai multe decât atât, în momentul în care și-au imprimat o rețetă, primesc și câteva indicații despre ustensilele pe care ar putea să le folosească sau ar trebui să le folosească la rețeta respectivă și un voucher de o reducere de 20% la gama veselă de la noi din magazin. O altă campanie care a pornit, care pornește de fapt tot din mediul offline, dar pe care am dus-o mai departe în mediul digital, a fost campania de Paște de anul acesta, o campanie în care am sărbătorit tradiționalul Paște puțin altfel. Și o să vă arăt spotul pentru că este explică mult mai bine decât atât de aia. Și să sărbătorim Paștele ca în vremurile noastre. Paște fericit! Carrefour! Ați văzut, mama nu mai răsfăște rețeta în caietul de la bunica, ci o are pe tabletă. Bunicul trimite felicitări digitale, verișorii ciocnesc ouă digital, virtual. Tocmai pentru asta am creat o aplicație, pentru ca oameni care se află la distanțe mari să poată să ciocnească virtual ouă. Cam toți consumatori, sau majoritatea consumatorilor noștri au rude plecate din țară sau rude care lucrez la distanță. Iar această aplicație a avut 40.000 de ciocnituri de ouă și de-aia noi considerăm un succes. Iar la încheiere, nu pot să închei fără să nu mă amintesc de campania mea de suflet, campania asta rost pe care am avut-o la finele anului trecut. A fost o campanie în care am integrat tehnologie și inovație cât de mult am putut, pentru că restricțiile de la Disney și Lucasfilm au fost foarte mari. Cu toate astea am reușit să facem lucruri foarte frumoase, lucruri inedite aici. A fost o campanie pe care am comunicat pe toate mediile tradiționale, în digital. Am avut un PR stand, am avut personaje din faimosul univers Star Wars care s-au plimbat prin centrul Bucureștiului. Am avut activități și activări in-store. Invitam clienții să se pozeze cu o recuzită, cu niște costumați în personaje, în magazin, ca apoi să își urce pozele pe Facebook, ca să poată câștiga premii. A fost un program de realizare în toate formatele noastre, un program în care
fizice, în toate formatele pe care le avem, dar inclusiv în cadrul online. Indiferent de unde își făcea cumpărăturile, putea să aibă acces la programul de fidelizare. Și mai mult decât atât, cel mai drăguț și important pe care l-am făcut a fost să luăm forța, faimoasa forță din Universul Star Wars și să o aducem în retail-ul românesc, oferindu-le clienților posibilitatea de a face cumpărături cu forța. Au folosit o tehnologie nouă, tehnologia Kinect. Lucrurile nu sunt foarte complicate, dar efectul a fost wow. Haideți să vedem. Reușită. Spune-mi, te rog, eu am o mare curiozitate cu picănurile. Cum au reacționat oamenii și, în special, femeile, bărbații, vârstele astea mă interesează? Din păcate, nu au avut niște datele. Erau surprinzător. Oamenii au fost interesați de aceste promoții. Trebuia să îți activezi Wi-Fi-ul, să îți activezi Bluetooth-ul ca să vezi... Ai lăsat la intrare? Da. Aveam un afiș la intrare la magazin, pus pe catalog și cam toate mediile. Și oamenii chiar au făcut acest lucru. Chiar au fost interesați, inclusiv de acel traseu pe care l-aveau în magazin, care, dar, nu știu, nu a fost chiar la prima. Sau poate folosirea lui nu a fost chiar la prima. Dar promoțiile chiar au prins bine și surprinzător au fost rezultatele. Rezultate comparabile cu cele din TV, în care se bagă foarte mulți bani, dacă poate să ne dea curaj să continuăm. Ar trebui, pentru că mi se pare că rezultatele foarte bune. Vă rog, dacă aveți întrebări, faceți voi campanii, știți cât de greu se fac, știți cât de greu se implementează. A fost greu să aplicați, să puneți picănurile în magazin? V-ați gândit mult în momentul în care luați decizia asta, pentru că targetul vostru nu este cel mai tehnologic, să spunem așa, friendly? Da și nu. Totuși avem clienți de categoria B, așa că putem să spunem că pare cum sunt acolo în target. Decizia să facem acest lucru a fost luată destul de târziu înainte de campanie. Am avut cam aproximativ 2 luni înainte de campanie și a fost foarte scurt. S-au făcut eforturi foarte mari pentru că astfel de campanie, în general, am implementat în 6 luni. Noi am făcut totul în 2 luni. Am reușit. A fost greu, dar am reușit. Într-adevăr, să montez câte 15 picăni pe magazin, în 27 de magazine avem la vremea respectivă. A durat, pentru că am avut un coleg care efectiv asta a făcut. Am mers în magazin și am verificat, am dat, a setat. Iar acum aia de la capăt, pentru că înlocuim picănii cu niște picăni mai buni, mai mari. Un succes! Mulțumim foarte mult! Mulțumesc! Întrebare. Avem și întrebare, mai am văzut. Ești tu? Când ați început abordarea unui channel și care sunt primele implementări și primele rezultate, dacă pot să spun? Cam ce v-am arătat? Cred că pot să spun cam de anul trecut.
sunt cu vouchere care aduc din online oameni din offline. Lucrurile se mișcă puțin mai încet, pentru că sunt în spate, când vorbim de tehnologie, vorbim și de investiții și de lucruri care nu se pot face chiar de astăzi pe mâine. Brandon Angel, către Mihai, de la Complete Training. Am și o întrebare pentru tine. Ideea cu Star Wars a fost o idee de Carpool Group sau o idee nu, a fost ideea locală? Mea. Nu, a fost ideea mea. Campania Star Wars. Felicitări! Mulțumesc! Felicitări! Vă rog, aplauze! Am fost în Belgia din Carpool Group, care a făcut un program de fidelizare pe această ocazie. Am mai făcut Carpool Belgia o promoție legată de lansarea episodului 7 din Star Wars, dar un program de fidelizare. Iar noi, în general, noi avem autonomie locală și decidem campaniile aici local, nu preluăm de la grup. Au fost și prieteni colegii când ai zis, haideți să faceți și la o campanie în Star Wars? Nu, atât nu prea face, când au zis. Nu a fost foarte ușor primită, dar am avut un aliat foarte, foarte bun. Am avut pe directorul nostru comercial, aliatul numărul 1 și așa am reușit, dar pe repede reușeam. Mai sunt întrebări? Mai dar aveți contactul meu și ne puteți scrie să-mi răspund în scris. Okay. Este Maria Andrela, la final prezentare. Mulțumim frumos, Maria. Mulțumesc. Felicitări pentru prezentare. Mulțumesc. Mai departe vorbim despre brandurile viitorului. Vorbim despre, uite aici, brandul cu impact. Și am să vă rog să întâlnim mai aplauze pe Ana Maria Păznaru, director de marketing la Unilever. Bine ai venit! Bună ziua! Și mă bucur să vă văd și de fiecare dată când se discută de marketing e o plăcere să amin și oameni de agenții, pentru că marketing fără agenții într-adevăr nu ar fi marketing. Și așa cum am spus și aici, marketingul de fapt este ceva ce se tot schimbă și se tot întâmplă. E foarte important să ne uităm în viitor și să nu ne uităm în trecut sau să ne uităm în trecut doar pentru a învăța ce greșeli să nu mai facem și în viitor. Și trebuie să ne schimbăm mereu, să vedem care sunt consumatorii noștri. Apropo de research-uri și de modul în care facem lucrurile așa uneori foarte prea ca la carte, îmi place un exemplu foarte bun legat de targetul nostru, tot vorbim, ne adresăm targetului. Și e un exemplu foarte simpatic, male, over 60, income over 1 million dollars, this is my target, and guess what, cine e în acest target? Prințul Charles și Ozzy Osbourne. Mă întreb dacă răspunde acelorași comunicări sau acelorași reclame, pentru că ei sunt foarte diferiți. La fel, acum trebuie să ne uităm apropo de canale și apropo de acel marketing în care spuneam, puneam un chart, așa, mergeam la vânzări și le arătam un chart cu 360 și spuneam, campania noastră va fi peste tot. Nu prea mai e așa și trebuie să fim exact acolo unde sunt și consumatorii noștri. Mai mult decât atât trebuie să ne uităm care sunt șoferii noștri, nu sunt întotdeauna aceiași oameni. Și atunci, eu le numesc proiecte speciale, dar mi se pare că este, de fapt, noul mod de a face marketing. Practic, jobul nostru ca și marketier nu înseamnă doar să facem o reclamă pe TV, să o adaptăm, eventual mai vine și din grup. Și cam asta a fost jobul nostru. Este mult mai mult decât atât. Și, într-adevăr, apreciez atunci când avem în agenții niște parteneri. Pentru că, așa cum spuneam și la început, omul sfințește locul, da, este foarte adevărat. Pentru că am lucrat cu fel de fel de agenții și nu mă refer neapărat la agenții de creație, dar este foarte important atunci când am încredere că omul de partea cealaltă poate să stea și el pe două picioare și să-și spună punctul de vedere și să-mi zică nu atunci când am o părere diferită, de exemplu. Am avut agenții de genul ăsta care au zis nu facem așa pentru că și au venit, evident, cu argumente care au fost relevante și pe care le-am crezut. Așa că trei lucruri despre care am ales să vorbesc astăzi. Despre idei, despre încredere și despre transformare. Pentru că, așa cum spuneam,
putem să ne gândim, ok, vreau o idee nouă, nu putem să o cumpărăm la kilogram, e cu siguranță adevărat. Știu că este foarte complicat într-o multinațională faptul că există aceste proceduri, timing-uri, însă trebuie să fim într-adevăr foarte atenți la care va fi ideea pe care o vom transmite mai departe și care este purpose-ul brandului nostru, da? Pentru că până la urmă vindem branduri. Am văzut în sală că lumea nu spunea că îmi cumpăr într-adevăr un produs pentru că mă pot spăla sau pentru că am nevoie de el în fiecare zi, ci pentru că mă identific cu el, pentru că are anumite valori și asta vrem să construim și noi branduri puternice. Și atunci este foarte important cum, de fapt, transmitem această idee mai departe. Am văzut o mulțime de exemple de idei sau inovații geniale, care ori au murit în faza de proiect, pentru că, da, la un research, niște oameni acolo au spus că nu este o idee tocmai bună, deși apoi când persoana respectivă a fost suficient de puternică să o ducă mai departe, totuși rezultatele au fost complet diferite. Sau am văzut idei minunate sau proiecte minunate care au fost un eșec total pentru că nu au fost implementate sau executate corect. Întotdeauna există mai multe variante, nu știm niciodată care este varianta câștigătoare de la început, dar într-adevăr trebuie să fim curajoși și chiar și dacă greșim, să învățăm din asta și de asta zic, oamenii se schimbă într-adevăr, cred că e valabil și în agenții și, și la clienți și la retailer, însă important este nu să venim să schimbăm tot ce a fost înainte, ci să venim și să ne gândim, ok, ce a mers înainte, ce n-a mers înainte și ce putem face mai bine pe viitor. Apropo de încredere, aici cred că e foarte simplu, cum spuneam, încrederea între parteneri, pentru că marketing nu înseamnă doar departament de marketing, înseamnă foarte multe agenții în spate, înseamnă retail-ul și cum transmitem aceste proiecte către consumatori și shopperi. Iar dacă noi nu reușim să transmitem această încredere, în primul rând, de la faza de construire a proiectului, cum vor putea consumatorii noștri să aibă încredere în noi și în ceea ce le vindem până la urmă, nu? Și spuneam că brandul ce înseamnă? Nu înseamnă că vindem un produs, ci înseamnă că vindem niște valori, că vindem niște vise, că vindem diverse alte lucruri, altfel nu văd de ce, dau un exemplu, așa o geantă, nu? S-ar putea vinde la 10.000 de euro sau s-ar putea vinde la 10 euro. Deși, să zicem că materia primă ar fi more or less the same. Și apropo de transformare, da, ce a mers ieri, nu mai merge azi și cu siguranță nu va mai exista mâine. De aceea lucrurile sunt foarte, foarte dinamice și este foarte important în marketing, zic eu, nu să urmăm trendurile, ci să le preîntâmpinăm și să știm înaintea consumatorului ceea ce își dorește sau ceea ce ar face plăcere sau ceea ce ar putea să caute. Aici este vorba despre un citat în care spune exact că schimbarea este singura constantă de care suntem siguri și că ritmul este din ce în ce mai alert. După cum vedem și în acest chart, cât timp ne-a trebuit ca să atingem 50 de milioane de consumatori, da, până acum și cât timp ne trebuie acum. Este o diferență imensă, de asta spun că nu mai putem să ne uităm numai în trecut, cu siguranță trebuie să ne uităm foarte atent în viitor. Și cum facem asta? Unilever a ales să pună întotdeauna consumatorii înainte, indiferent de procedurile interne, indiferent de regulile companiei pe care până la urmă noi le facem, trebuie să ne gândim unde vrem să ajungem, către cine vrem să comunicăm și ce vrem să le spunem acestor oameni. Iar dacă nu reușim să construim această încredere și dragoste pentru brandurile respective, oricât de mari ar fi bugetele de marketing, până la urmă nu are nicio relevanță. S-au făcut idei minunate cu bugete de marketing foarte reduse sau nu atât de mari cum au fost investite în alte campanii care au fost complete failures. Și de aceea, când spun în loc de magic, este vorba de experiența pe care o construim pentru consumatori și de cât de memorabil reușim să rămânem și atunci înseamnă că ne-am
scopul. Am ales câteva exemple, cred că este foarte important să vorbim pe lucruri practice, bineînțeles din cadrul companiei noastre, însă sunt mai multe moduri de abordare. Dero este evident unul dintre brandurile de care suntem foarte mândri. Dero este un brand românesc, prezent alături de consumatorii români de 50 de ani, de aici vine și numele, Detergent România. A fost ales de consumatorii din România brandul românesc numărul 1 și este un lucru de care suntem foarte mândri. Și, prin urmare, Dero a ales să comunice altfel și altfel către consumatorii săi, așa că vă invit să urmărim două execuții. Vincenzo, cum ai scoate o pată de ciorbă de burtă? Una cosa? Ciorbă de burtă. Ciorba de burt? Ciorba... Cos'è de burt? Uite, așa arată pe tricou. De burt? E come una birra, no? Come un fiorato di pesche? No? Non lo so, forse salsa. Questo è de burt? Ideea este că nimeni nu înțelege mai bine consumatorii români decât un brand românesc, precum este Dero. Dragi noștri, bine ați venit la tutorialul de scos pete românești. Azi curățăm o flanecă dată de tăt cu zeamă de potrejel din Valea de Sarmali, un ștergar pe care s-a vărsat o leac de borș și o pereche de pantaloni făcuți cu mămăligi chișleac. Dar stați cu noi în capul de țară. Avem aici detergentul de marca numărul 1 românică, fiindcă dânsul se luptă de ani de zile cu pete de șele altă de țară. Să iau 100 de grame de detergent, să dorm mașina de spălat, să alegi temperatura după pata pe care vrei să o scoți. Pentru pătrăjel, 60 de grade Celsius. Pentru borș și chișleac, 40 de grade Celsius. Bine știu că pata de pătrăjel se scoate mai ușor dacă e proastă, așa că nu stau și cu uitarea aia, iau-o și arunc-o în mașina de spălat. Și stai că nu mai mare boier, fiindcă de el o faci tot treaba. Atât a fost! Ziua bună! Și până la urmă, scopul lui Dero a fost ca de 50 de ani să reușească să fie prezent în mințile consumatorilor și să fie relevant și să fie amuzant și să transforme această obligație, să-i spunem, de zi de zi, care nu este cea mai plăcută, să speri, dar poate fi făcută în execuții amuzante, astfel încât să nu mai îmi se pară o corvoadă. Am mai ales exemplu DAV. DAV este un brand internațional și DAV este un brand care în această lume, mai ales a femeilor din Europa de Est, unde frumusețea este ceva care nu este văzută ca un lucru foarte natural. Ne uităm foarte mult la modelele internaționale. Avem o grămadă de fete tinere care au alte standarde în frumusețe. Și da, practic, încearcă să reînvie această frumusețe naturală, să te simți bine pielea ta și să readucă lucrurile așa cum ar trebui ele să fie. Așa că am ales să fac o campanie prin care români să ajute româncele să spună sunt frumoasă, să aibă încrederea să spună că sunt frumoasă. Și rezultatele au fost extraordinar. Nu știu dacă aș putea spune că sunt frumoasă. E prea mult spus.
foarte simpatică. Și da, și eu. Ca să-și regăsească încrederea pierdută. Invit să vă mulțumim. Crede în mine, la Prima TV. Emisiune prezentată de DAV. Și să rămânem consistenți. Aceasta nu este o campanie pe care am inventat-o eu personal de când m-am făcut nou director de marketing. Este foarte important să comunicăm consistent către consumatori, pentru că altfel riscăm să devenim branduri schizofrenice și cu atât mai mult să construim încrederea că da, este ceea ce vrem să le transmitem și ceea ce vrem să spunem. Însă cred că diferă foarte mult modul în care o facem acum față de modul în care o făceam în anii precedenți. Mai pregătisem câteva exemple apropo de cum atingem targetul masculin. Este foarte dificil, practic, să ai un bărbat care să se uite atât de atent sau să petreacă atât de mult timp în fața raftului precum o femeie, mai ales la cumpărături care nu sunt din domeniul sporturilor, mașinilor sau a berii. Și atunci, practic, DAV for Men a găsit o nouă tehnologie prin care ne-am adresat acestui target cu holograme in-store, dar și cu dispensere de parfum, astfel încât chiar și printre rafturile acelea și cumpărăturile cu listele în față, bărbații să fie cumva scoși din rutina zilnică și plictisitoare. Și aici are legătură și cu gradul de acceptare al retailerilor, pentru că oricât de surprinzător ar putea să fie, unii retaileri nu sunt atât de deschiși să accepte asemenea tehnologii, dar ne bucurăm că am văzut și exemple foarte pozitive. Iar ultimul exemplu la care vreau să mă refer este legat de produsele din domeniul curățeniei casei. Nu este o categorie atât de distractivă sau atât de dinamică precum altele, însă sunt lucruri pe care le putem transmite comunității, așa cum a ales să facă CIF. Este o campanie care se dezvoltă de 3 ani de zile, am învățat alături de consumatorii noștri și, practic, misiunea lui CIF este să redea frumusețea suprafețelor și astfel a ales să aibă o misiune socială și să curețe, practic, străzile sau blocurile de mesajele degradante și neplăcute cu care avem de-a face noi sau copiii noștri zi de zi.
Mulțumesc frumos și dacă sunt întrebări. Mulțumesc pentru prezentare. Ideea voastră a fost cea cu studiul cu România și cu campania cu româncele care vorbesc despre frumusețe? Da, în general avem, așa cum spunem, branduri globale, dar foarte multe din execuții sunt locale și adaptate celor din consumatorilor cărora ne referim noi, pentru că altfel, cum spuneam, care ar mai fi rolul nostru, nu? Și insight-ul a fost că româncele nu au încredere în frumusețea lor, deși de fiecare dată când un străin vine în România, întotdeauna spune Doamne, cât de frumoase sunt româncele. Și atunci am vrut cumva să le ajutăm pe românce să aibă mai multă încredere în ele și să spună deschis, da, sunt frumoasă sau mă simt bine așa cum sunt eu. Felicitări, mi-a plăcut și mie foarte mult ideea. Am fost surprinsă să văd că doar 3% se considerau frumoase, nu vreau să cred că n-am văzut. Da, nici 9, dar... Uneori, research-urile adă și lucruri. Dar este foarte important să citim printre rânduri și sunt de acord. Vă rog, dacă aveți întrebări. Ați făcut cumva un studiu și cum văd bărbații Aici n-am făcut un studiu, dar apropo de Top for Men, am putea să facem o colaborare în acest domeniu. La bărbați, în schimb, studiul pe care l-am făcut a fost că, apropo de un plus de îngrijire și un plus de putere, că, de fapt, bărbații, noi avem așa o percepție că bărbații în zona noastră sunt destul de macho, însă adevărul e un pic altfel și cred că bărbații au început să devină și ei mai deschiși și atunci, din nou, da formea ales să comunice altfel și să spună că un plus de putere înseamnă un plus de îngrijire, ai grijă de tine și ai grijă de cei din jur, de aceea toate vizualurile sunt acelea cu bărbatul ținând un copil în brațe și, din nou, este altceva față de aceste clișee în comunicare cu care probabil ne-am obișnuit și ne-am săturat de ele atât de mult. Mulțumim frumos! Mulțumesc și pentru că ne place să avem o abordare 360, am zis să vorbim despre marketing cu impact social și am invitat-o astăzi alături și vă rog să întâmpinăm în aplauze pe Carmen Sterian, Head of Strategy Wunderman. Bine ai venit, Carmen! Sunt pentru prima dată în fața voastră și am emoții, așa că aveți răbdare cu mine. Vrei microfon? Nu. Niciodată. Dar se vorbește tare, te rog. Dau din mâini. Marketing cu impact social. De fapt, este o întrebare pe care trebuie să ne o punem cu toții. Lumea este în transformare. S-a vorbit aici despre forța executivă, despre transformare, despre ce oferim oamenilor, despre marketingul magic. O să vă rog și o să vă invit în același timp să vă ridicați așa împreună cu mine ca vulturi un pic deasupra, să avem un pic de atitudine și să vedem the big picture, pentru că de cele mai multe ori, fiind foarte ocupați, foarte ocupați, mai avem timp de practic, nu mai vedem pădurea din cauza copăceilor. Și atunci, ce voi prezenta eu aici o să fie cumva o poveste adevărată despre vârstele noastre, ale oamenilor, despre vârstele omenirii în general, despre vârstele comunicării și despre ce a însemnat impactul social și ce înseamnă impactul social astăzi. Pentru că suntem în plină schimbare și ne dăm seama cumva în sufletul nostru de treaba asta. Ce ne-a adus un simplu scroll? Inițial am zis, vin, vorbesc liber și nu pun nimic în PPT, că am început să le urăsc. Mi-e dor de vremurile când eram mai mici, când ziceam la client cu vorbele la noi și cu trei poze și înțelegea lumea despre ce este vorba și ajungeam la o concluzie împreună ca echipă. Și totuși am făcut un PPT. Ce mi-a adus un simplu scroll? Un simplu scroll pe un site în care este prezentată publicitatea la nivel internațional, nu la noi. What is round, red and full of milk? Baby who lost a blanket. Sour. A cardinal who has hiccups. Sour. A fish that does not like water. Libertate de exprimare. Altceva, Beta și Ogilvy, știm cu toții, imposibil să nu o fi văzut pe Facebook, campania care este făcută pentru brandurile de lux, în magazinele de lux, care vând poșete de lux, evident, din... Și iată ce se întâmplă.
Nu știu mai mult. Pe mine m-a impresionat. Es good as black. La o ciocolată din Brazilia, unde au avut inițiativa să pună un astfel de vizual provocator. Treaba asta, înainte cu doi ani să mă nasc eu, de-abia se întâmpla să se facă revoluția pentru schimbare și schimbarea omenirii și a avea încredere în oameni și drepturile negrilor în omenire. Acum se întâmpla treaba asta, acum deja există un președinte american negru. Comunicarea este încă și controversată, apropo de a spune adevărul sau a nu spune adevărul în față. Dar sunt niște adevăruri care continuă să iasă la iveală. Protect your clothes, protect your nature. Diverse variante. Sweet Kills. Simplu, n-am căutat prea mult. Sweet Kills, Ovaltine. Pentru Thailanda, o campanie pentru diabetici. Freestyle. Health food fast, health fast food to go. Sau, destroying nature is destroying life. Multe, multe. Roads can make you sleepy. Multe. Am o întrebare pentru voi. Le-ați simțit? Nu v-ați uitat la ele? V-au mișcat? O să insist un pic. World is outside. The world is outside. Și încă o dată. Lumea este afară. Este adevărat? Este? Dacă mai citim o dată, pentru că nu ne gândim până la capăt, din prima, întotdeauna. World is outside. Și the world is outside the world. Adică în interior, sunt amândouă adevărate. Dacă îl citești în continuu. Dacă ești atent, și despre asta vreau să vorbesc. Ai simțit treaba asta, pentru că ai simțit în inima ta, ceva te-a mișcat, ai simțit, deci este clar, pentru că s-a vorbit în beneficiul oamenilor, pentru că toți suntem oameni și lucrăm împreună și ne deservim întotdeauna unii pe alții. Și asta înseamnă că, da, contăm cu toții, adevărul, s-au spus niște adevăruri care te-au mișcat. Pentru că au avut suflet, pentru că au avut relevanță, semnificație, pentru că au avut un scop, scopul de a mișca ceva în fiecare dintre noi, de a aduce schimbarea. De fapt, de aici vrem să pornim. Tot ce vine din suflet, din suflet și mâncarea, dacă pui suflet în ea, este lucrată. Tot ce faci din suflet este relevant și aduce schimbarea. Lumea începe să-și dea seama de asta din ce în ce mai mult. Fiecare dintre noi, campaniile pe care le vedem, toate răscolirile care se fac și toate lucrurile care ies la suprafață în toată lumea asta în care trăim, aici ne duc, gândul la schimbare, pentru că este, cum zicea cineva mai devreme, și asta e o vorbă veche, schimbarea este inevitabilă, a trăi înseamnă a te schimba și a trăi. La ce ne uităm? Sunt patru verbe care definesc societatea în zilele noastre. A te exprima, fiecare în felul lui, și asta facem toți, dacă stați puțin și vă gândiți și recunoașteți. A acționa, fiecare în locul lui, nu schimbă lumea așa, acolo și-o schimbă, fiecare în locul lui. A face experiență, a avea experiențe, fel de fel de experiențe, fiecare în viața lui. Pare egoist, dar dintr-o altă perspectivă, mai multe picături formează valurile și asta schimbă totul. Schimbarea s-a produs din punctul de vedere al comunicării și a ceea ce își doresc oamenii, de fapt, s-a produs de la confort, la bunăstare, la starea de bine, de la a consuma și atât, la a-ți face plăcere și a alege ce consumi, de la a avea, la a fi, ne-am liniștit un pic și începem să ne gândim, stai așa un pic, despre ce-i vorba în propoziție, și de la individual la social. Deci lucrurile astea se întâmplă cu fiecare dintre noi, că nu suntem numai directori de marketing și publicitate, de oameni, și noi, la un loc, participăm la schimbare. Problema este că nu tot ce facem conștient. E o problemă care se rezolvă în timp și ea. Individual togetherness, așa numit eu
ce se întâmplă acum în lumea în care trăim, lumea nouă. Este un pas important pe care îl facem înainte cu greu. Asta e poza relevantă de la Cannes de anul ăsta. Mă iubesc. Ce trebuie să vedem? Și când zic să vedem, înseamnă să vedem ca în Avatar, așa, până la capăt. Pentru asta, din nou, ne trebuie din urmă, sunt absolut de acord. 1. Așa cum oamenii îmbătrânesc, dacă ne uităm de sus, în jos, așa, și omenirea îmbătrânește. Ce înseamnă asta? Că trece de la tinerețe la maturitate, că trece de la imagine la autenticitate, că trece de la consum la consuma cu plăcere, la plăcere de a face lucruri, că trece de la confort la well-being, arată mai bine. Toți. De la avea la fi, și de la individual la social, exact cum am zis mai devreme, în sensul în care, cumva, trebuie să trecem și prin etapa asta din viață. Vestea bună, că tocmai am împlinit 50 și nu știam dacă mă bucur sau nu. Mulțumesc. Este că, într-adevăr, devenim cumva mai înțelepți, mai liniștiți. Ne uităm mai bine. Înțelepți, din punctul de vedere al omenirii, și asta se întâmplă pe marele val care e acum, înseamnă că identitatea sau autenticitatea pe care și-o asumă fiecare, că unul e tot scurt, că unul are părul până aici, că unul se îmbracă rep, că unul alege să vină la conferință nu cu costum, că autenticitatea, fiecare așa cum este, și ne asumăm treaba asta cu curaj, din nou, și cu responsabilitate socială. Cumva știm că ceva e în regulă și ne mișcăm fiecare în felul lui. La ce ne mai uităm și ce trebuie să mai vedem? Este o vorbă, un citat, nici nu știu cum să-i spun. De fapt, un motto care schimbă lumea. Este adevărat de când lumea și Pământul, dar acum cumva este la suprafață. Este un motto al unei întregi generații, care este ageless, romleza încă ori mama, este ageless. Cumva am vorbit mult despre targeturi și segmentare. Că sunt 30%, așa, că 20%, că 45%, că sunt. Este un val de schimbare care este fără vârstă. We only teach by example, we only learn by experience. Asta e de când lumea și Pământul. Acest motto conduce toată generația asta nouă care schimbă lumea. Care nu este o generație doar X sau Y sau Z sau între vârste cumva încadrată, ci este o generație fără vârstă. E și el, e și ea care are 20 ani și e copilul care când se trezește prima dată la 3 ani, se uită pe... și știe de... știe. Deci știe și dă niște răspunsuri. Asta la noi, am lăsat totuși niște cifre, pentru că e important. Sunt prietenă bună cu Guran, care a face niște studii superbe, apropo. Deja millennials, pentru că asta e noua generație, 1834, este deja 30% din populația activă a României. Deci nu din populația României. Din populația activă a României, din populația care contează, care înseamnă deja un target cu influență de masă. Și atunci trebuie să alegem, din toate punctele de vedere, să ne uităm la ei și la ce valorează ei și la ce credințe au ei și pentru ce trăiesc în lumea asta. Pentru că așa cum au fost în anii 60 aia plecă lungi, hippies, cam prins și pe aia, de la poșezită, acum trebuie să existe și generația nouă care trebuie să schimbe lumea. Live, love and do sunt trei verbe. Nu vor decât să se simtă extraordinar stăpânii Pământului. E și bine, e și rău. Este foarte greu. Este bine? Bine. O să uităm puțin la pozitiv, pentru că a trăi, ce înseamnă a trăi pentru ei, înseamnă a experimenta orice și atunci facem multe de toate, facem, vedem ce ne place, alegem. Totul este pe experiență și pe ce-ți place să faci și încerci, ca să-ți dezvolți cumva o perspectivă autentică. Părerea ta contează, chiar dacă e diferită de a lui, dar puteți fi prieteni și discuta constructiv. Acolo se duce a trăi pentru generația asta despre care vorbesc. A iubi înseamnă un pic altceva, s-a trecut la a vrea să oferi
Apropo de maturitatea pe care începe lumea să o aibă, că nu suntem încă acolo, e optimism mai nici mult și, mă rog, ne uităm de sus ca vulturi. Înseamnă a fi împreună, a face lucruri împreună, a ne aprecia așa cum suntem, a fi atenți, atenți la ce vrea celălalt, a avea un pozitiv, un impact pozitiv în sufletul personal, în primul rând, în viața ta personală și în viața aluia care e lângă tine. Asta înseamnă a iubi. Din punctul de vedere al generației care este online tot timpul, înseamnă că nimic nu contează dacă nu este împărtășit. Și postăm pe Facebook, slavă Domnului. Există fel de controverse, că ce mă interesează, ce mâncare a avut, ce mă interesează, ce a postat, că nu ne interesează viața personală, nu e adevărat. Și vă zic de ce, părerea mea. Pentru că oamenii postează, în general, într-adevăr, momentele de fericire. Dar asta contează pentru toți. Asta ne inspiră pe toți. Pentru că, așa cumva, cum gândesc eu, bucuria asta are o matematică specială a ei, și anume dacă împărtășești, să o mulțești. Deci nu e rău ce se întâmplă. Ce înseamnă a face? Înseamnă destul de greu, pentru că lumea este în schimbare, sistemele sunt paradite, aș putea spune, fiind delicată și spre foarte delicată. Totul trebuie muncit mult mai mult. Este o generație care s-a născut, pentru că generația mea, eu am copil mare, are 27 de ani, eu am crescut-o învățând-o că e specială, pentru că mama m-a crescut spunându-mi să ai bun simț, mamă. Am înțeles din asta că trebuie să fiu așa. Am învățat-o că e specială. N-am făcut numai eu ca mamă treaba asta, am învățat că sunt special, ca o lumea la picioare. Ca... Și ăștia ei sunt lumea, acum și sunt... Să vină lumea la picioarele mele, da? Sunt director de comunicare la 25 de ani. Păi cum? Și după ce și-o iau, că și-o iau din toate părțile, și de la ceilalți, mai tineri, mai bătrâni, mai șefi, mai... și de la rezultatele pe care nu le au, să trag înapoi și zic, băi, ce fac aici? Îmi place ce fac? Îmi face bine ce fac? Aduc ceva la treaba? Mă simt? Adică mă urc ca mâine și ce-am făcut? Asta înseamnă a face. Înseamnă greu, înseamnă de impact. Sunt foarte mulți din generația despre care vorbesc, care este ageless, insist, care și-au început business-urile personale, antreprenoriatul, știm cu toții, nu trebuie să vă zic că suntem în București cu toții, fel de fel de târguri, de designer, de întâmplări. Bucureștiul este într-o efervescență, așa și țara, văd că a început, care pe mine mă face fericită, absolut fericită, pentru că lumea începe să-și arate, să-și aleagă din plăcere ceva și să facă din plăcere ceva și da, să facă și bani din asta. Asta ne îmbogățește pentru că exprimăm tot ce ne dorim să exprimăm și cumva permitem, din punct de vedere social, tot. Suntem critici, da, parcă da, dar ei și n-au 70.000 de euro și zic o investiție minimă. Sunt oameni care au plecat din agenții și au făcut business-urile lor, care au făcut treaba asta din suflet, punându-și în cap să schimbe ceva. Și nu le e ușor, dar o să le ia. Cumva toate pattern-urile sunt la modă, nu știu dacă ați observat, apropo de privirea de sus așa, totul este la modă, o să te îmbraci cum vrei, să asculti orice muzică vrei, să combini orice stil, cum vrei tu, orice te definește, este o bogăție extraordinară. Pe de altă parte, deschidem foarte multe uși și ne sunt deschise foarte multe uși și ușile astea pe care le deschidem, dacă ne uităm din nou la ce ne interesează, găsim niște credințe care ne mișcă. Sunt lucruri pe care le putem folosi în campaniile de comunicare. Ce caută? Ce caută lumea? Caută distracție. Dar nu mai e distracția aia ușoară și dacă ați observat, deci țin barul, nu se mai îmbată lumea ca pe vremuri. Deci nu mai cap sub masă, frate, nu asta e ea. Am zis că am băut eu prea mult, dar n-am băut, adică. Deci lumea e mai pe socializare, mai ieșim la un vinișor, mai... Dar
Hai să facem ceva. Nu ne mai îmbătăm să cădem lați. Asta mi-e foarte clar. Și așa a rămas. Deci treaba asta l-a schimbat. There is no past or future. Your life is now. Și după principiul ăsta să trăiește. Libertatea de a alege. Cumva îmbrățișăm diversitatea, am zis mai devreme că permitem cumva și celorlalți să fie așa cum sunt, trecând cumva peste partea negativă și critică pe care avem, învățăm să apreciem și a permite treaba asta, e o treabă foarte naturală, pentru că trăim împreună, ne-am dat seama că dacă stăm la bloc și nu vorbim 5 ani cu vecinul nici spre niciodată, e o problemă. Ne-am dat seama că putem să ne mai ducem, să mai împrumutăm un nou, să mai dăm bună dimineața unui vecin, să mai participăm la, nu știu, la cărat gunoaiele din fața blocului, fără să ne mai... Dar n-a făcut ăla care, n-a făcut ăla care... Facem lucruri. A permite și a face și a fi atent, asta e semn de iubire. S-a vorbit până acum, într-una, despre curaj. Chiar citeam de dimineață, ăsta mi-a ieșit în cale prima dată, citatul, că eu cu citatele n-am zis. Mi-a ieșit ceva spus de Platon, o să reproduc exact. Spunea că, de fapt, de-abia este normal să-ți fie frică, tuturor ne-e frică, na, mă, suntem oameni. Dar curajul de a trece peste frica aia și a face ceva, îți deschide inima. Apropo de Star Wars cu partea întunecată și partea luminoasă, frica și iubirea. Care e un cuvânt atât de mare, pe care, din fericire, generația asta începe să-l parcă în bucățele și să-l explice. Înseamnă a fi atent, înseamnă a te uita la ceilalți, înseamnă a permite și așa mai departe. Togetherness, tot din iubire face parte și o să vă dau un exemplu ăsta până la moarte. O să vedeți că toate fac parte din asta. Puterea merge din nou la oameni. Și-au luat puterea și-au dat seama că împreună sunt puternici. Am schimbat multe chestii deja și din punct de vedere politic. Am fost fericiți făcând asta și zdrăgănind sticlele alea cu violență, sticlele cu bani, dacă nu mai țineți minte. Am ieșit tot în stradă și s-a schimbat ceva. Deocamdată ieșim noi când e foarte grav, dar o să ieșim mai mult. Personal Group Identities, acest mindfulness care este aproape intraductibil, dar înseamnă a fi atent și prezent în ce faci. Înseamnă a te liniști un pic și a te uita când ești, când e apa. Apa poate fi tulbure, dacă poate să ia și o să tulbură apa, da? O lași să liniștească și vezi. Cam asta înseamnă mindfulness. Pe românește mai simplu. Ajutorul despre care vorbeam, naturalețea, mi-a început să iasă în natura personală și în natură în general, momentele personale de plăcere și, ceva foarte important, cumva ne întoarcem la niște valori de demnitate, de verticalitate, de frumusețe pe care lumea le avea înainte. Eu când m-am născut, îmi aduc aminte și tot povestesc asta, umblau pe unii prin oraș, ca să vă dați seama ce frumos era acolo. Un oraș mic, rămnicul sărațiu de Suzor. Umblau liberi așa pe unii prin oraș. Și acum e plin de mizerie și a plecat toată lumea. Cumva, atunci ieșeam pe pajiște și ne jucam de-a Nadia Comăneci. Toți, că trebuia să fim care mai de care campion, că era Nadia atunci, la 10, eram și noi, adică asta făceam. Eram tot timpul afară, comunitatea. Cumva ne lipsește asta, pentru că ne-am dus de la o țară la oraș, am vrut să facem carieră, a fost o fază foarte bună, am făcut, am crescut, am învățat și acum ne întoarcem, apropo de maturitatea vârstei, ca omenire, nu numai ca persoană fizică, cum s-ar spune, ne întoarcem la lucrurile care ne fac bine, la familie, la comunitate, la prieteni, la noi și ai noștri și la a fi atenți cu lumea din jur. Eu depășesc sfertul. La revedere. Schimbarea este dificilă. Am mai spus asta și asta nu trebuie să fiu eu pe un BPT, pentru că ne-i frică de noi, de ce se poate întâmpla, de ce nu știm că se întâmplă de sistem, de șef, de ne-i frică. Cumva toată bogăția asta și frumusețea pe care începem să o adunăm, și începem să o adunăm, este din ce în ce mai vizibilă, în toată mișcarea asta, oamenii își dau seama că pot
înclina balanța către ei, că sistemul nu îi mai reprezintă. Și atunci sistemul a rămas în piscina lui așa mică, să ceartă, să înjură, să bat, să scuipă. Nu ne mai uităm la ei foarte mult și începem să facem lucruri. Important ce spun acum, pentru că a începe să faci, să faci lucruri este foarte important. Din punct de vedere personal, din punctul de vedere al directorului de marketing, din punctul de vedere al creativului, al șefului de la strategie și de, al specialistului în comunicare, este cumva a te așeza foarte clar de partea celor care mișcă, de partea oamenilor. Cumva trebuie să susținem, să susținem schimbarea. Asta este rolul nostru, să susținem schimbarea. Facem parte din lumea asta, trebuie să ne schimbăm noi, noi, la birou, când ne ducem, ca să susținem schimbarea. Cum putem să o ajutăm? O ajutăm pentru că este nevoie de multă energie și bunăvoință și suport și disciplină în schimbarea oamenilor din jur și pentru că, pe de altă parte, oamenii se împrietenesc cu branduri care le sunt apropiate și cu care seamănă. Trebuie să devenim prieteni. Acum asta cu prietenul pare clasică, dar proactivitatea și a fi de partea oamenilor, nu a sistemului care se destramă, chiar dacă tu faci parte dintr-un sistem și corporatist și trebuie să respecti niște reguli. A veni cu toată energia și cu toți banii de partea oamenilor și a participa împreună cu ei la schimbarea care se întâmplă. O să trec peste partea asta. Partea asta povestește cum de-a lungul timpului oamenii au trecut ca nevoi și comunicarea a trecut de la a enumera a arăta produsele la a arăta beneficiile emoționale. Poate să primiți prezentarea și să citiți. La a fi, la identitate socială, a fi înseamnă a avea și a arăta din era competitivă, la ora la care suntem, unde suntem în punctul de a alege și a face lucruri împreună. De la confort la well-being, de la competitiv la colaborativ și de la oameni la sistem. Trebuie să le dăm ce au nevoie. Cumva, și cred că o să mă opresc aici, nu o să spun mai mult de atât, deși sunt niște poze care sunt foarte râdeți mai încolo, trebuie să alegem noi, așa cum suntem mai mici sau mai mari, să vedem elefantul din cameră, despre care au vorbit și antevorbitorii mei, titlul elefant, mare, în cameră, care pare multe, am pus patru așa, din punctul de vedere al lumii din care facem parte. Trebuie să alegem să-l vedem. Nu avem pixul în mână și bani în mână ca să luăm salariul. Și atât. Am cea mai mare rugăminte cei care nu au nicio chemare pentru a participa la schimbarea asta în lume, din punctul de vedere al comunicatorului și al marketerului, să facă altceva. Pentru că nu vă dați seama câtă putere avem. Să rupem din bugetele alea pe care le avem și să le ducem în educație, în antreprenoriat, în vocațion, în tot ce se întâmplă vocațional. Să fim acolo unde sunt oamenii noi, adică noi, că nu sunt oamenii și noi și banii, oamenii noi suntem acolo și atunci bugetele trebuie să meargă acolo. Să ajute, să susțină și să răsplătească, să inspire prin exemple, cum au făcut și brandurile care au prezentat aici foarte frumos, să inspire, să ajute, să fie acolo și să răsplătească toate eforturile și să-și mute banii acolo unde trebuie. E greu ce am spus aici. Probabil că o să mai dureze. Dar, din fericire, lumea se schimbă repede și ne bucurăm pentru asta. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Felicitări pentru prezentare și pentru momentul ăsta așa magic. Ne-ai lăsat pe toți fără replică. De unde ți-ai ideea să faci?
trebuie să facem ceva important. Fiindcă mai mi-a zis când aveam eu 30. O, mami, care, tu care lucrezi în publicitate, care cu corupții, care cu corporatiștii, care cu... Ce faci tu acolo, de fapt? În zobă, îmi dau demisia, plec, ce faci? Adică chiar lucrez de partea unui sistem care nu mai funcționează, care copiii noștri, care uite ce zic. Și am zis, nu, rămân, pentru că dinăuntru putem schimba. Cât un milimetru, cât un centimetru, a pune suflet în fiecare campanie pe care o faci și în fiecare bani pe care îl miști, ăla e rolul tău. Chiar dacă lucrezi de partea sistemului, e mai bine așa. Ești acolo, dai niște bugete care îți permit să faci niște lucruri. Cât poți tu, fiecare în rândul lui, până e greu. Vă rog, dacă aveți întrebări. Eu spun că am văzut un obiect. Așa că timpul și din suflet și toată lumea da, înțeles. Avem și o întrebare. Avem și o întrebare. Da. Iulia, un să trebuie în media cu noi. A fost într-adevăr o prezentare foarte interesantă, empatică, care vorbește într-adevăr despre valoarea maturității. Nu știu milenialii cât de maturi sunt, am depășit cu mult anchetul milenialilor. Are nevoie societatea românească de asemenea campanii cu impact social, al căror scop este să educe, având în vedere ce se întâmplă acum, treaba asta cu petiția, cu 3 milioane, cu Liana Stanciu, care spune... ce spune, da? Nu sunt împotriva, nu sunt homofobă, dar nu vreau ca sexualii să au același drepturi ca noi. Are o nevoie românii să audă mai mult pe acest subiect de educație. Dacă aș putea, aș muta toți banii din televizor, bine, trebuie și acolo, i-aș muta în a face școli, împreună cu brandurile. Eu așa văd lumea, jur. Pentru că dacă nu avem educație, nu avem nimic. Nimic nu avem. Aleg să mă uit la partea plină a paharului, întotdeauna am făcut asta. Pentru că dacă te uiți, e ca pe bicicletă. Unde te uiți, acolo te bagi. Este valabil. Aleg să mă uit la partea plină a paharului și aleg să ignor, nici nu știu despre ce e vorba, știu doar tema acum. Nu mă interesează. Sar peste schipit. Nu este important. Este important să-ți pui atenția, energia și banii acolo unde poți să ajungi oamenii, să-i educi, să-i susții, să... orice. Orice poate face un brand. Orice. Sky is the limit. Eram acolo, vreau să-mi spui, stai așa, plecam. Am vrut inițial să mă rugin, dar m-a intrigat foarte tare ideea, foarte, foarte tare. Este vorba de homofobia, este de fapt lipsa educației, dar trebuie să investim în asta. Iar oamenii homofobi trebuie să se cultive și să aibă toleranța necesară de a accepta oamenii exact așa cum sunt. Fac parte din comunitatea LGBT, sunt mândru de chestia asta, sunt un om de afaceri de mulți ani și sunt foarte, foarte mândru de chestia asta. De români, este o rușine națională. Este o tâmpenie fără margine. Și într-adevăr trebuie să înceapă cu educație. Da. Carmen, eu promit și deja facem niște lucruri, deocamdată sunt pe diferite forumuri, prin canal și o să ieșim cu semnături, oamenii din publicitate, am vrut să ne coagulăm mai repede noi din creație, pentru că măsura în care ne scuipăm la bere, în aceeași măsură ne și sărutăm după aia, că ne batem pentru ideile. Și de-aia am vrut și noi să ne coagulăm, să spunem, că și cine a susținut din partea publicității n-are nicio legătură cu publicitate. Așa și retractat un post de acolo, vrem noi să spunem că e cel mai natural lucru din lume cu oamenii. Este ceva nici măcar nu pot să-l retrograd, nu pot să-l numesc. Este din nu știu ce puț al gândirii sinistru. Aflu între timp că între semnături au fost oameni care nu primeau serviciu religios pentru căsătorie sau așa, decât dacă semnau, mă rog, adică ajutat în stilul românesc. Pe scurt,
Evident, e nevoie de educație, evident, brandurile pot face mai mult și cu atât mai mult o industrie comună, o să numesc cea de marketing și comunicare, ar trebui să fie frontul acestei bătălii pentru educație și pentru a ajunge ca toți oamenii să privească normal, nici măcar e vorba de un privilegiu peste tot, ci pur și simplu normal și niciun caz să ne vedem 50 de ani înapoi niște ori. Deci, bravo, Mihai, o să vezi din mine. Să știți că vom asigura minunat la pauză. Știu că nu trebuie să luăm pauză, dar trebuie să luăm pauză. Am întârziat foarte mult. Haideți 20 minute, dacă se poate, să revenim în apoi după pauză. Avem și poze, avem și bunătăți, avem și cafea. Vă rog să ne bucurăm de pauză, să vorbim mult și să revenim. Mulțumesc!